Bună dimineața and good morning to... Bună dimineața tuturor participanților la acest eveniment. Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc online. Sunt onorată să declar deschis acest eveniment sub denumire de Reconstruim mai bine. Acest evenimente, unul din ceea ce urmează să fie o serie de evenimente, cum să ne restabilim mai bine, cum să dezvoltăm economiile noastre. Și astăzi o să discutăm și o să reflectăm un pic asupra unui efort comun al UNICEF și UN Women în elaborarea unei de la parte, ca să ne gândim cum să reconstruim împreună, care cuprinde trei regiuni din regiunea Balcanii de Vest, Europa de Est și Centrală, Serbia, Kirghizistan și Republica Moldova, toate cu privire la economia îngrijire. Câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. De ce ne-am implicat într-o astfel de analiză? De ce, de fapt, deschidem un astfel de dialog cu audiența din Moldova? Am văzut și încă nu am depășit pandemia, dar am văzut și am văzut cum a afectat femeile și egalitatea de gen de-a lungul ultimilor ani, dar de asemenea am văzut cât de mult, de fapt, întregile aspecte și măsurile restrictive care au fost introduse și au pus presiune pe toate serviciile publice global și am văzut cum pe plan global faptul că activitatea neplătită de îngrijire a femeilor a servit drept absorbit șocul și trebuie să vedem cât de mult economia îngrijirii reprezintă o parte din economia în general și cât de mult depinde economia asta. În același timp, activitatea de îngrijire neplătită este subestimată, nu este recunoscută și nu este redistribuită. Și în mod predominant este realizată de femei. Deci deschidem discuțiile ca să vedem cum putem să reconstruim mai bine împreună, cum putem să includem aspectele economiei de îngrijire în cadrul redresării economice în urma pandemiei de COVID-19 și cum să prevenim șocul și impactul similare în viitor. Astăzi avem vorbitori, domnul ministru Spatar, ministrul Muncii și Protecției Sociale din Moldova, de asemenea, domnul Simon Sprighet, coordonator rezident ONU Moldova, și, de asemenea, domnul Adam Amberg, ambasador Suediei în Moldova, care se va conecta un pic mai târziu. După acest panel de deschidere, vom începe să discutăm, de fapt, ce ne-au spus datele despre egalitatea de gen, despre pandemie și, de asemenea, vom discuta mai mult, vom deschide discuția despre concepte și despre care este legătura dintre îngrijire și economie și cum ce efect are angajarea femeilor asupra bunăstării lor. Vrem să avem un dialog despre conexiune, despre acest impact neproporțional al COVID-19 și integrarea politicilor de egalitate de gen și experiențe internaționale. Vrem să scoatem în evidență anumite analize care au fost efectuate la nivel regional, privire la modalitățile alternative de îngrijire care se referă și la Republica Moldova. Și fără să mai fur din timp, aș vrea să deschid această sesiune de deschidere. Spun bun venit și să dau cuvântul domnului ministru Spatar. Aveți cuvântul și vă mulțumim pentru participare. Good morning, everyone. I will speak in Romanian, if you allow me. Bună dimineața tuturor și mă bucur că sunt atât de mulți participanți și participante la această sesiune. Văd și colegi de-ai mei de la minister. Eu acum mă aflu într-o vizită de studiu în România și de aceea nu voi putea fi prezent pe întreaga durată acestei conferințe, dar am ținut să contribui la început, în introducere, cu câteva idei care sper să
structureze discuția de mai departe sau să contribuie la discuția de mai departe. Într-adevăr, așa cum a spus și doamna Staianuska și cum cunoașteți foarte bine, zeci de mii de familii au fost afectate anul trecut și mai sunt afectate până astăzi de efectele pandemiei COVID-19 și restricțiile care s-au impus în anul precedent și în acest an. Iar femeile au fost afectate disproporționat de mult, atât din prisma activităților economice în care sunt preponderent antrenate femeile, ca de exemplu sectorul de comerț sau sectorul Horeca sau industria ușoară, care au fost afectate de restricții, cât și din prisma rolurilor familiale specifice pe care le au femeile, în ceea ce privește îngrijirea copiilor în special, și în perioada de închidere a școlilor, în perioada de învățământ online, femeile au fost în mare parte afectate pentru că au trebuit să stea acasă cu copiii și asta a avut un impact socioprofesional asupra lor. În același timp, rolul statului anul trecut a fost foarte modest. De cele mai multe ori, restricțiile și închiderile de firme au rezultat în concedii neplătite. Așa cum știți, statul nostru nu a găsit soluția anul trecut să compenseze salariații prin subvenționarea șomajului tehnic. A fost și o problemă financiară la mijloc, dar mai mult decât o problemă financiară, a fost o problemă de capacitate a statului, o problemă de instrumente. Nu, Republica Moldova nu are instrumente necesare pentru a răspunde foarte rapid la o asemenea provocare și asta o vedem și în acest an, când noul guvern și-a propus totuși să pregătească un set de măsuri pentru subvenționarea situațiilor de șomaj tehnic, dar ne confruntăm cu dificultăți tehnice de implementare și aici mă refer la cine anume va plăti șomajul tehnic, cum anume se vor depune cererile și așa mai departe. Suntem într-un proces de elaborarea mecanismului, așa cum știți, deja codul muncii a fost adaptat pentru a putea realiza această subvenționare și acum, în aceste săptămâni, definitivăm mecanismele. De asemenea, femeile au fost afectate și în economia de îngrijire. Serviciile sociale au fost foarte importante în perioada COVID și, așa cum știți, marea majoritate a lucrătorilor sociali din Republica Moldova sunt femei. Ele au trebuit să facă față și restricțiilor și, în același timp, să continue să ofere servicii de îngrijire. Noi avem o infrastructură de centre de plasament în Republica Moldova care încă mai au rezidenți, și acești rezidenți au fost expuși unui risc de infectare sau unui risc de crearea unor focare și tot personalul din aceste centre de deplasament, care este puternic feminizat, au trebuit să răspundă acestor provocări și, din fericire, am evitat situații de crearea unor focare în centrele noastre de deplasament, dar în continuare trebuie să promovăm dezinstituționalizarea serviciilor sociale de plasament a copiilor sau a persoanelor cu dizabilități sau a bătrânilor. Și în acest sens, pandemia de asemenea a afectat într-o anumită măsură procesul de dezinstituționalizare, dar noi suntem pe calea bună și dacă ne uităm la indicatorii privind dezinstituționalizarea în țările din regiune, Republica Moldova este totuși într-o situație destul de bună. Așa cum probabil știți, săptămâna trecută am făcut și o vizită de studiu în Italia, unde am discutat cu diaspora noastră, în mare parte femei care sunt în rolul de îngrijitoare domestice, și ele, de asemenea, în perioada COVID au avut momente de incertitudine referitoare la statutul lor, ce se va întâmpla cu ele. Din fericire, ele au putut să-și continue activitatea, dar în acest moment au numeroase probleme în ceea ce privește protecția socială, în
în cazul în care, de exemplu, o doamnă este însărcinată, nu se plătesc integral toate avantajele sociale în Italia, pentru că regimul de angajare a îngrijitorilor domestici nu este întotdeauna reglementat. Și de aceea noi ne-am propus să înaintăm Guvernului Italiei o solicitare privind inițierea unor negocieri în domeniul protecției sociale a lucrătorilor domestici. Bineînțeles că marea majoritate a acestor lucrători sunt doamne din Italia și sperăm ca asta să servească drept punct de pornire pentru lărgirea dialogului cu partea italiană pentru reglementarea situației migranților noștri în acea țară. De asemenea, în paralel, suntem în proces de negociere cu statul Israel privind reglementarea migrației de muncă a îngrijitorilor domestici, a lucrătorilor domestici, de asemenea în mare parte doamne. Și deși negocierea durează deja aproape un an, încă există anumite probleme tehnice, sperăm să le depășim. Dar revenind în Republica Moldova, așa cum am zis, ministerul nostru este implicat în dezvoltarea unui mecanism privind subvenționarea locurilor de muncă. Sunt 4 mecanisme, de fapt. Aș vrea să mă opresc mai mult asupra unuia dintre ele. Este vorba de posibilitatea de subvenționare a perioadelor în care angajații, lucrătorii, vor sta acasă împreună cu copiii dacă școlile se vor închide. Așa cum știți, indicatorii privind starea epidemiologică nu sunt foarte pozitivi și există riscul ca unele clase sau chiar unele școli să se închidă în această perioadă. De aceea am introdus în codul muncii dreptul salariaților de a beneficia de zile libere pentru a sta acasă cu copiii dacă școlile se vor închide. De acest drept poate beneficia unul dintre părinți. Estimăm că în marea majoritate a cazurilor va fi vorba de doamne. Și pentru această perioadă ne propunem ca guvernul să subvenționeze angajatorilor aceste zile, astfel încât angajatorii să ofere acordul pentru ca părinții sau unul dintre părinți să stea acasă cu copiii. Este important de menționat că acest drept este acordat de angajatori, adică este necesar acordul ambelor părți pentru ca unul dintre părinți să stea acasă cu copiii. Ne propunem ca noi ca guvern să fim mai proactivi în acest sens și să subvenționăm aceste zile libere în cazul în care școlile se vor închide. Dar dincolo de această perioadă de COVID, noi trebuie să dezvoltăm servicii alternative de îngrijire a copiilor la nivel național, astfel încât doamnele să poată fi integrate în procesul economic mai rapid după nașterea copilului. Așa cum știți, astăzi, pe lângă concediul de maternitate, părinții, în special femeile, și au concediul de îngrijire a copilului, care poate dura până la 4 ani, până la 3 ani cu indemnizație din partea statului și încă un an fără indemnizație. Deci este o perioadă lungă, o perioadă în care, mai ales dacă sunt mai mulți copii în familie, doamnele își pierd din competențele profesionale, dacă stau foarte mult timp în aceste concedii, și avem chiar exemple la nivel de minister în care mamele lipsesc mulți ani, până la 10 ani, pentru că au mai mulți copii și vă dați seama că integrarea lor ulterior este foarte dificilă. De aceea, în primul rând, ne propunem ca să echilibrăm între bărbați și femei repartizarea acestei sarcini de îngrijire a copilului în contextul în care statul nu oferă servicii precum creșele. Și în al doilea rând, să oferim angajatorilor dreptul de a
implementa servicii de îngrijire a copilului la locul de muncă sau lângă locul de muncă. Pentru asta trebuie să dezvoltăm și un cadru normativ, să revedem standardele privind aceste centre de îngrijire a copiilor. Poate să le relaxăm într-un anumit sens, pentru că ele sunt foarte restrictive, și în paralel să dezvoltăm și servicii de creșă, pentru ca părinții să aibă unde lăsa copiii dacă angajatorii nu își permit să dezvolte servicii de îngrijire alternativă a acestora. Deci, această problematică a îngrijirii copiilor mici este, bineînțeles, dincolo de perioada COVID, nu face referință la închiderea școlilor, și în acest sens am avut deja ședințe de lucru cu doamnele Andronache și Serețeanu. Știu că doamna Serețeanu este în această conferință. Noi am început la nivel de minister procesul de elaborare a cadrului normativ și vom colabora cu Ministerul Educației și Cercetării pentru a debloca situația și a avansa, sper eu, foarte repede pe acest subiect. Cred că sunt suficiente subiecte pentru o zi de discuții și am convingerea că toate prezentările de astăzi pot contribui la elaborarea unor politici și mecanisme care să fie într-adevăr utile pentru integrarea doamnelor în economie și în societate și echilibrarea balanței de gen. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domn ministru Spătari, pentru această prezentare cuprinzătoare și, într-adevăr, avem oportunitatea de a auzi despre planificarea imediată legată din nou de, în caz de închiderea școlilor, repetate, sau e bine să știm că se urmează a fi implementate mecanisme de subvenționare pentru părinți și sau în caz, pentru că alegerea va fi din nou, femeile vor alege asta cel mai mult probabil, dar și pe termen lung să vedem cum să abordăm această problema lipsei de îngrijire instituțională, în special faptul când femeile pleacă de piața muncii uneori până pe perioada de până la 10 ani. Pentru că fiind nivelul educației femeilor în Moldova, ele avem situația când ele sunt resurse care sunt pierdute pentru că nu există servicii pe care puteți să le utilizeze de nou. Asta e doar deschiderea discuțiilor. După cum am spus, asta e, sper eu că e primul dintr-o serie de dialoguri pe care noi sperăm să le realizăm la acest subiect important și astfel să sprijinim Ministerul în aceste intenții, pentru că dumneavoastră ați menționat o abordare cuprinzătoare de măsuri pe termen scurt, pe termen lung, referitoare la Moldova, dar și cu privire la femeile care sunt în afara țării, femeile migrante care activează în alte țări, care de asemenea se ciocnesc cu anumite probleme legate de lipsă de îngrijire sau servicii instituționale de care ar avea nevoie. Din partea noastră, știm că sunteți în misiune, nu o să vă reținem prea mult, dar vom continua discuțiile pentru că avem experți cu noi ca să vedem cum am putea atenua impacturile ulterioare, dar și cum să putem să vă sprijinim partea de planificare, cum să abordăm aspectele de abilitare a femeilor pentru a intra pe piața muncii și de a-și păstra locurile de muncă în pofida lipsei îngrijirii instituționale. Și despre asta vom vorbi, economia de îngrijire. Și acum aș vrea să trec la cel de-al doilea vorbitor al nostru, coordonator rezident ONU, dintr-un motiv foarte important. În acest caz, misiunea ONU, misiunea economică ONU pentru Europa și ONU Women au depus eforturi comune pentru protecție socială pentru intervenție în urma pandemiei și am decis să ne unim forțele pentru a vedea cum să avem politici
demonetizare situației de gen și să evaluăm situația în cele trei țări pilot pe care le-am identificat, dar și de asemenea să vedem cum acele proiecte și cum implementarea politicilor de îngrijire prin perspectivă de gen pot contribui la facem asta cu participarea comisiilor regionale ONU și regiunilor, biroului regional UN Women, dar și birourilor de țară. Și astfel vreau să invit pe domnul Simon Springer, ca domnul curând rezident, și să vedem cum agențiile noastre pot lucra împreună pentru a ne recupera. Mulțumesc foarte mult, doamna Dominica. Mulțumesc UN Women și ECE. De asemenea, aș vrea să îl salut și pe domnul ministru Spătar. Și aș vrea să spun că întotdeauna am fost partenerii Moldovei noi SEDA. În această discuție nu putem omite recenta ratificare a Convenției de la Istanbul de către Parlamentul Moldovei. Aceasta este încă un pas în lupta împotriva violenței împotriva femeilor și apreciem foarte mult echipa UN Women, care a colaborat cu Institutul de Politici Publice și cu cu organizațiile societății civile care au făcut acest lucru să se întâmple. E important să sărbătorim acest eveniment. Din păcate, Moldova încă este afectată sever de criza COVID-19, criza care ne-a afectat pe noi toți în toate domeniile vieții. Mulți cetățeni sunt vulnerabili unor efecte sociale și economice, nu numai acelor de sănătate. De aceea este important să luăm măsuri de protecție socială. Această criză afectează bărbații și femeile într-un mod diferit în ceea ce privește distribuția bogăției și veniturile. În 2020, mai mult de jumătate din întreprinderile mici și mijlocii și-au trimis angajații în șomaj tehnic. Majoritatea celor care au fost trimiși în șomaj tehnic sau au fost concediați erau femeile. Ele au trebuit să plece în concedii neplătite pentru a avea grijă de copiii lor din cauza faptului că grădinițele și școlile au fost închise. Și am auzit și comentariile domnului Pătar cu privire la măsurile discutate pentru a rezolva această problemă. Sunt niște discuții complicate din punct de vedere bugetar. Răspunsurile politice anterior nu au avut un răspuns țintit pe probleme specifice. Situația femeilor a fost agravată. Chiar și înainte de pandemie, ele se confruntau cu inegalități în ceea ce privește unele oportunități de participare în economie și oportunități sociale. Femeile sunt cu adevărat dezavantajate pe piața muncii, mai mult decât bărbații. Rata bărbaților angajați care au copii cu vârsta de la 0 la 6 ani este de doar 26%, iar rata femeilor este mult mai mare. Trebuie să implementăm mecanisme care să sprijine părinții de pe piața muncii care au copii. Trebuie să îmbunătățim reziliența acestora în timpul acestei pandemii.
Aceste probleme oricum ar fi trebuit rezolvate cu sau fără existența pandemiei COVID-19. That allow time flexibility and shorter working hours. Deci este un context destul de complicat și avem dovezi bune care ne spun cum aceste practici sunt influențate și cum trebuie să le abordăm în mod colectiv. De aceea, Comisia Economică pentru Europa, împreună cu UN Women, depune eforturi pentru a rezolva această problemă. Au fost analizate efectele acestor angajării femeilor pe piața muncii în timpul pandemiei COVID-19. Nu avem rezultate rapide, trebuie să continuăm să avem aceste dialoguri. În acest sens, aș vrea să vă asigur că planul de recuperare și răspuns la COVID-19 va sprijini astfel de inițiative și va lucra împreună cu Moldova pentru a vedea care sunt provocările aduse de COVID-19. Consultările ca aceasta de astăzi vor fi luate în considerare în proiectele noastre. Aș vrea de asemenea să spun că vă doresc o zi frumoasă a Organizației Națiunilor Unite pe care am sărbătorit-o ieri. ONU sprijină Moldova pentru a îmbunătăți îngrijirea copiilor, angajarea femeilor și se străduie să nu rămână nimeni în urmă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Sprinchet, că participați, pentru participarea dumneavoastră la această primă rundă de dialoguri. Am sărbătorit și noi anul trecut 76 de ani de UN Women. Ne concentrăm mai mult pe recuperare acum. Am plăcerea să le introduc pe următorul orator și aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Suedia a sprijinit UN Women în ultimii ani în ceea ce privește desfășurarea mai multor analize privind impactul COVID-19 asupra femeilor, permițându-ne să transferăm anumite servicii pe platforme online și anumite discuții. Dar de asemenea, ne-a ajutat să sprijinim această cooperare în ceea ce privește recuperarea post-COVID-19. În același timp, angajamentul nostru mondial privind accelerarea implementării egalității de gen este importantă pentru că egalitatea de gen este importantă, este un factor care creează locuri de muncă și care ne va ajuta să ne recuperăm. Aș vrea să-i dau cuvântul acum domnului Adam Amberg, șef al secției cooperare pentru dezvoltare de la Ambasada Suedei. Ai cuvântul și mulțumesc că participi la această discuție astăzi. Mulțumesc foarte mult, doamnă Duminica. Doamna asta noastră. Mulțumesc, dragi prieteni, parteneri și colegi. Mulțumesc că m-ați invitat să particip la această conferință, la acest eveniment. În ultimii doi ani am văzut că aceste probleme sunt discutate frecvent, și anume
accesul femeilor la serviciile sociale. Inegalitățile de gen au fost agravate din cauza de această pandemie. Noi ne concentrăm pe companiile mici și mijlocii, business de femei. Din ce am observat eu, toate proiectele din țară privind femeile și fetele și emanciparea lor nu ar fi putut fi posibile fără implicarea autorităților locale, asociațiilor de afaceri, a organizațiilor non-guvernamentale. Ele vorbesc despre impactul COVID-19 asupra femeilor și asupra îngrijirii copiilor. Evident că e nevoie de mecanisme naționale. Trebuie să eliminăm toate formele de discriminare a femeilor, inclusiv și pe piața muncii, dar în același timp, credem că trebuie să avem parteneriate cu organizațiile societății civile. Trebuie să existe și trebuie să fie continuate. În ultimul an, am văzut care sunt datele privind inegalitățile salariale dintre femei și bărbați. Ar fi interesant să avem, să vedem câteva date din, privind acest lucru în prezentările de astăzi. Aș vrea să mulțumesc de asemenea eforturilor comune UNEC și UN Women privind analizarea COVID-19 asupra inegalităților dintre femei și bărbați. În studiul elaborat de aceștia, vedem mai multe recomandări și sperăm că acest studiu va putea fi utilizat în continuare în sens practic. Organizațiile și guvernul fac de obicei planurile. Ar fi bine să vedem întâlnirile de după și recapitulative mai mici și mai concentrate pe anumite subiecte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Adam! Aș vrea să sumarizez, să recapitulez sesiunea noastră de introducere și să trecem la următoarea parte a acestei conferințe. Am văzut un plan complex din partea guvernului privind măsurile pe termen lung și mediu. Guvernul a adoptat planul anual de anul viitor și coordonatorul rezident ONU a vorbit despre prelungirea parteneriatului pe următorii 4 ani. Acesta ar trebui să fie în concordanță cu prioritățile noastre. Domnul Lamberg a menționat la final că coordonarea noastră în lupta împotriva acestor probleme trebuie să existe. Planurile dezvoltate trebuie să fie în concordanță cu ceea ce este. Trebuie de asemenea să implementăm aceste măsuri ca să vedem cum putem reduce inegalitățile de gen și cum să promovăm agenda egalității de gen. Dacă nu abordăm munca de îngrijire, nu vom face pași înainte. Aș vrea să vorbesc de asemenea și despre recomandările propuse de domnul Lamberg, de a continua aceste dialoguri privind recomandările. Trebuie să vedem ce am identificat în recomandări și care sunt experiențele altor țări. Restul acestui eveniment
în acest eveniment, în continuare, vom vorbi despre ce ne spun datele. Vom vorbi despre care sunt conexiunile dintre îngrijire, gen și economie, ca să vedem ce a fost identificat în cazul Republicii Moldova, ce recomandări au fost propuse, dar de asemenea să înțelegem din experiența internațională din alte țări anumite lucruri și să să vedem care sunt opțiunile alternative de îngrijire a copilului. Să vedem care este situația actuală în legislație și așa mai departe. Aș vrea să îl introduc pe următorul orator, care este colega mea, Narcisa Zizova, specialistă de programe de la Biroul Regional UN Women pentru Europa și Asia Centrală. Ne va prezenta date care ne va ajuta să modelăm discuția din continuare. Mulțumesc foarte mult, doamna Stanovska, domnule ministru Spătar. Mă bucur să reprezint Biroul Regional UN. Este important să avem o serie de dialoguri, cum a spus și domnul Amberg. E important ca să avem analize, să avem forumuri politice. SDG, de exemplu, include de asemenea studii privind munca de îngrijire neplătită. Anul viitor vom avea și dialoguri la nivel înalt privind aceste probleme. Și cred că trebuie să fim gata să avem forumuri de top, ca să vorbim despre nu numai despre, dar și despre soluții. Să avem beneficii pentru munca de îngrijire în Moldova și în alte țări. Aș vrea să prezint câteva date, dar vă oferi și anumite link-uri pentru studii făcute de UN Women. Unul dintre acestea este o analiză lansată în septembrie, care oferă multe date interesante. Și anumite perspective pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă până în 2030. Femeile, aproximativ una din 10 femei trăiesc în sărăcie sau sărăcie extremă. Femei cu vârsta de 15 și peste 15 ani. Nu putem să avem atât de multe femei sărace. Ne așteptăm să crească acest raport de femei sărace pe 100 de bine până în 2030. Trebuie să promovăm acces egal la muncă decentă pentru toți, femei și bărbați. Avem soluții care trebuie luate în considerare. De asemenea, încă un lucru important. Obiectivele de dezvoltare durabilă au un rol economic. Datele nu sunt foarte optimiste. În 2020, numărul femeilor angajate în câmpul muncii a scăzut cu 54 de milioane. În același timp, femeile care nu erau incluse în câmpul muncii a crescut cu 45 de milioane. Și asta influențează angajarea formală a femeilor în țările noastre.
am avut consultări înainte de pandemia COVID-19 privind statutul femeilor, în care am vorbit despre protecția socială a femeilor, protecția socială și economică. Evident că COVID-19 a influențat foarte mult aceste domenii, dar recunoaștem că COVID-19 a oferit și niște oportunități pentru a impune niște schimbări. Dacă e să luăm acțiuni actuale, putem vedea că avem oportunități pentru dezvoltarea economică a femeilor, angajarea lor în câmpul muncii, ceea ce se încadrează în obiectivele de dezvoltare durabilă 2030. Avem date statistice care vin la UNDP, de la PNUD, care recunosc că nu s-a acordat atenție sectorului de îngrijire. Au fost ceva suporturi oferite îngrijitorilor domestici, dar acest lucru nu a fost suficient. Și ultimul obiectiv de dezvoltare durabilă, obiectivul 5, oferă niște ținte revoluționare pentru noi, are ținte specifice pentru munca de îngrijire. Acestea se bazează pe 18 indicatori și imaginea generală până acum nu este foarte optimistă. Din păcate, doar 40% din țări din lume colectează date privind progresul lucrurilor de dezvoltare durabilă. Deci e greu să vedem cum acestea vor ajunge la o egalitate de gen în toate sectoarele. Pentru alți indicatori, nu avem date statistice colectate suficiente. Avem doar o țintă atinsă privind participarea politică a femeilor și puterea de decizie a acestora. Pe acest slide avem link-uri la documentele despre care am vorbit, unde puteți găsi date foarte interesante. Sper că aceste date vor fi utilizate pentru a elabora politicile noastre bazate pe dovezi pentru a atinge ținte specifice din Agenda 2030. Vreau să vă aduc atenția dumneavoastră că trebuie să avem forumuri internaționale privind aceste probleme. Avem un forum internațional la momentul actual și voi depune toate eforturile pentru a demonstra că avem soluții pentru aceste probleme. Am avut un forum important în iunie la Paris. Trebuie să avem o nouă convenție de responsabilizare în acest sens, ca să vedem care este succesul în implementarea regulamentelor privind drepturile omului și egalitatea de gen. Avem Alianța Globală pentru Îngrijitori, creată de UN Women și Mexico. Pentru noi, această alianță ne oferă o platformă pentru a învăța și a ne prezenta experiențele și soluțiile pe care le avem. Această platformă oferă abilități și capacități
capacitate de înțelegere a integrării femeilor în domeniul economic. Can invite countries and partners who are member of. Putem invita țări și parteneri care fac parte din această alianță globală, dar trebuie să ne gândim la asta foarte atent, pentru că avem o soluție și aceste soluții pot fi prezentate și negociate. Unicul lucru de care au nevoie aceste soluții, după cum a spus Adam, trebuie să reprezinte un proces inclusiv, trebuie să implicăm ONG-uri, companii private și alți actori de dezvoltare statal și non-statal, pentru că sarcina este foarte ambițioasă, deci noi trebuie să fim puternici în această cale de parcurs, cam să ne atingem obiectivele. Vă mulțumesc mult, Dominica, încurajez toți partenerii să studieze materiale, resurse și să afle mai multe despre acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you, Narghis, for this presentation. Mulțumim, Narghis, pentru această prezentare. Într-adevăr, datele ne spun multe și vă mulțumim mult când ne-ați prezentat și link-urile către... Deci știu că domnul ministru trebuie să plece și noi am apreciat faptul că ați stat cu noi în eveniment și știm că aveți alte ședințe pentru că sunteți în misiune și de asemenea mă bucur că avem alți reprezentanți ai ministerului prezenți în această ședință. Noi vom continua cu următorul vorbitor. Vreau să fac doar o mică introducere. Știu, cred că acum, pe baza ceea ce am văzut în discuția anterioară, spunem toți într-o voce unică că trebuie să consolidăm parteneriatele, trebuie să ne reconstruim mai bine. Toate astea nu pot fi făcute fără a ține cont de economia de îngrijire și activitatea de îngrijire neplătită. Și asta e progres de la ultima criză pe care am văzut. Progres în sensul că vedem accentul pe valoarea activității de îngrijire neplătită în economie generală. Asta a venit la un preț mare, dur, pentru că, după cum spuneam eu la început, am văzut încă o dată faptul că femeile au fost cele care au absorbit șocul crizei cu care ne-am ciocnit anul trecut, care încă continuă să fie cu noi. Dar, la fel cum am menționat mai mulți vorbitori, aceasta este și o oportunitate. Adică noi ne ciocnim cu provocări, dar aceste provocări ne deschid oportunități de a ne gândi cum, de fapt, am putea valorifica acum pe deplin aspectele economiei de îngrijire. Deci, estimările și date există care demonstrează că dacă femeile, activitățile de îngrijire neplătită a femeilor, dacă asta ar avea o valoare economică, ar atinge de la 10 la 39% din PIB. Și asta înseamnă că economiile continuă să se dezvolte bază servicii care sunt nerecunoscute, neapreciate și nedistribuite. Asta fiind spuse, aș vrea să mergem mai departe la următoarea vorbitoare, doamna Sara Cantillon, profesor, directoarea Centrului pentru Justiție Economică, Școala de Afaceri din Glasgow, care să ne vorbească despre concepte și definiții, despre cum îngrijirea economiei, care sunt legăturile, conexiunile și astfel vom deschide discuțiile în continuare strategice despre cum am putea atenua acest impact și să găsim o posibilitate de a utiliza aceste oportunități de cooperare pentru a dezvolta. Doamna Sara, aveți cuvântul. Bună dimineața și îți mulțumesc mult, Dominica. Voi vorbi foarte scurt despre aspectele de bază, pentru că, de fapt, deja s-a discutat despre nivelurile mai înalte, despre politici azi dimineață și vreau doar să ne amintim tuturor ce avem în vedere când vorbim despre economia gender și despre economia de îngrijire și cum rolurile de gen și posibilitățile duc la o economie de gen și, încă o dată, ca această... Să vorbim despre faptul că funcționarea acestei economii este posibilă doar datorită forței de persoane care activează fără să fie plătite și sunetul e în regulă, da. Relațiile de gen și problemele de îngrijire nu sunt în afara economiei, fac parte din ea și efectul la o economie, inclusiv aspecte macroeconomice, tendințe de migrație, după cum a menționat domnul ministru mai devreme, femeile din Moldova, migrante spre Italia și Israel. Astea sunt concepte cu
care le sunt cunoscute tuturor deja, dar totuși asta ne stabilește un cadru în care să înțelegem mai bine restul contribuțiilor de mai devreme, studiul de caz cu privire la îngrijirea copiilor. Cine va vorbi, Silke, despre cum îngrijirea și egalitatea să fie în centrul economiei politice, dar de bine, Alina și Veronica ne vor vorbi despre opțiunile de îngrijire alternativă a copiilor. Obiectivul meu principal în această scurtă introducere este să vă demonstrez că dacă se vorbim economic, e dicotomie falsă, dar de fapt ar trebui să spunem că genul și economia sunt interconectate și interdependente. Există o circularitate a acestor interacțiuni care lasă femeile să fie marginalizate și dezavantajate. Atunci când noi căutăm intervențiile despre care toți vorbesc, este cum să facem asta să fie un cerc mai corect. Adică nu doar în raport cu îngrijire, dar și implicațiile mai largi, alte activități de îngrijire neplătite, inclusiv segregarea ocupațională pe bază de gen și sărăcia. Dar să începem de la început. Știm că genul și rolul de gen sunt un construct social. Noi cunoaștem că diferențele biologice sunt utilizate pentru a crea o construcție de gen a societății. Dar, de asemenea, asta nu este doar o trăsătură a capitalismului contemporan. Asta vine de mult, mult timp în urmă. Utilizarea incorrectă a noțiunii de gen ne duce la ceea ce discutăm noi în analiza de gen. Întâi de toate, reducem genul la sex și asta duce la o abordare incorrectă, dar în o altă utilizare incorrectă a noțiunii de gen este faptul că genul se referă doar la femei. Dar genul se referă și la femei și la bărbați. Și noțiunea de gen este destul de utilizat interschimabil cu femei și este confundat utilizarea perspectivei de gen și femei și fete, bărbați și băieți în context social. Și în acest caz, egalitatea de gen necesită percepții, priorități și mijloace ca fetele și femeile, ca ele să obțină modalități egale și resurse alocate egal. Și asta în context economic se alocarea resurselor. De fapt, faptul că femeile, de fapt, sunt ținta primară sau beneficiarii a practicilor de integrare a dimensiunii de gen, este faptul că ele deja sunt în poziție dezavantajată în economie și societate. Genul are rolul transsectoral în economie și activitate și poate să joacă un rol important în economie care dezavantajează femeile și noi știm că în Moldova, pe baza studiului de caz al Lilianei și pe baza evaluării rapide din UE în 2020, 76% din femei în grupa 36-44 de ani a spus că bărbații sunt cei care sprijină femeile, dar 67% dintre femei și bărbați, încă ambele părți au grijă de economie și întreținerea familiei și asta ne arată prejudecățile, cât de mari există și ce mare impact au ele, dar mai mult decât atât, știți, genul sau relațiile de gen afectează economia și politica economică, pentru că genul ca categorie influențează distribuția venitului și averii și a comportamentului agenților economici, precând efectele macroeconomice rezultă din instituții care au prejudecăți, au inegalități bază de gen, fie astea instituții financiare, care dacă împrumut întreprinderilor care sunt administrate de femei sau gospodării. Și am putea spune că nu doar economia este pe gen, dar noi nici nu putem să înțelegem corect economia fără a înțelege genul corect. Și dacă preluăm asta ca un punct crucial, fără asta nu putem înțelege
patternurile, modelele de dezvoltare a pieței muncii și cum prevederile de prestare serviciilor sociale pot să sprijine toate aceste lucruri. Și dacă este să vorbim despre îngrijire, cred că îngrijirea este un exemplu perfect ce nu poate fi explicat prin o analiză economică de bază, pentru că aceste explicații se bazează pe aspecte de interes în persoană proprie, care nu se potrivesc cu obligațiile asociate cu îngrijirea față de cineva. Îngrijirea mai mult este percepută ca alocare de lucru și cum rolurile asociate, alocate femeilor și bărbaților, alocă diferite responsabilități. În mod special, natura activității de îngrijire o face vulnerabilă la exploatare. Este partea emoțională și faptul că femeile nu pot sau nu prea pot să se retragă în această activitate, duce. Vorbim aici de element de interacțiune în piața muncii și îngrijirea este un substrat pe care se bazează economia și la nivel global 7% din femei și asta variază de la 60 la 90% servicii publice care, adică în funcție de asta e avansată economia și în funcție de economiile politice de gen. În Moldova încep să apare diferențe în participare gen, în funcție dacă au copii, adică dacă au sau nu au aceste responsabilități de îngrijire. Și în anul 2019, rata publică femeilor în vârsta, în interval de vârstă între 24-49 de ani, în 49 de ani, comparat cu 63% în aceeași vârstă, care nu aveau copii și nu aveau responsabilități de îngrijire. Respectiv, de ce această activitate de îngrijire neplătită are atât de multe implicații? Sunt câteva elemente esențiale care femeile rămân să fie responsabile de activitatea de îngrijire, chiar dacă vorbim de prestare de îngrijire a copiilor sau gestionarea asta în mod în externalizarea acestui serviciu, cade pe umerii femeilor un fel de schimb dublu și asta înseamnă că femeile au mai puțin acces la de muncă plătită și asta înseamnă că ele au mai puțin venit, mai puțin forță de decizie, mai puțină mobilitate. Și decalajul de salarii este mai mare în țările unde femeile au o proporție mai mare de activitate de îngrijire neplătită și avem o segregare ocupațională mai înaltă în rândul femeilor care sunt grupate în anumite profesii, majoritatea prost plătite. Și de asemenea, Dominica vorbea despre asta, cât ceva timp în urmă, noi nu știm cât de multe activități de îngrijire neplătită duc creșterile în productivitate. Dacă uităm la ce se întâmplă în Europa și Statele Unite la sfârșitul anului secolului 20, creșterile semnificative în productivitate s-au datorat intrării femeilor masiv în producție. Și asta ar putea fi doar de beneficiat dacă ar avea parte de servicii publice, sănătate și îngrijirea copiilor. Și dacă este să ne uităm la criza financiară în 2008 sau pandemia de COVID, astea, are loc o criză, se reduc cheltuielile publice și asta deseori se face din contul unor servicii care ar fi orientate sau ar putea ajuta femeilor. Și este important să ținem minte că criza COVID-19 a pus în lumină inegalitățile de gen, nu le-a cauzat. Și sper eu că această scurtă introducere la acest subiect, cred că asta demonstrează cât de importantă și care este interconexiunea între gen și economia și îngrijire. Mulțumim mult, doamna Sara, pentru această prezentare și vreau să subliniez încă o dată ceea ce a spus dumneavoastră, spunând că pandemia a pus în lumină inegalitățile existente, care existau înainte de asta, adică pandemia nu le-a cauzat. Acele inegalități existau deja. Noi am văzut doar ce s-a întâmplat atunci când s-a anunțat lockdown-urile și am văzut ce impact a apărut în urma lor. Și cred că ceea ce ați menționat de asemenea a cauzat multă curiozitate și întrebări. Faptul, legătură dintre concepturile de gen și cum ele
sunt legate de economie, cum productivitatea crește atunci când femeile intră pe piața muncii, dar în același timp trebuie să ținem cont de faptul că am văzut niște exemple proaste, adică nu exemple proaste, dar am văzut provocări în faptul că să continuăm să vedem segregarea ocupațională pe piață și continuăm să ne ciocnim cu acel schimb dublu. Adică oficial să fie angajată, dar și ai încă un schimb acasă cu îngrijirea neplătită pe care trebuie să o oferi. Și acest schimb dublu e pe umerii femeilor preponderent. Dar deci, dacă nu ar fi să activitate neplătită, ar fi dezvoltarea economiei și asta nu doar pentru femei, dacă îngrijirea asta trebuie să meargă împreună, dacă am vedea asta nu doar ca o oportunitate de angajare, dacă am vrea să vedem mai puțină inegalitate, am vrea ca și bărbații să facă parte din activitățile de îngrijire și să facă parte din această instituție, dar știu că ar putea fi acum întrebări și comentarii și chiar aș dori ca participanții noștri să aștepte încă vreo 15-20 de minute până la sesiune de întrebări și răspunsuri, în timpul căreia vom putea adresa întrebări direct sau pot fi scrise în chatul sesiunii, dar acum vreau să trecem la cazul Moldovei în cadrul acestui proiect a fost elaborat pentru cazul Moldovei. Și a fost văzută conexiunea și analizată disponibilitatea de servicii de îngrijire a copiilor, angajarea femeilor și impactul general al COVID-19, ce a făcut el. Deci, din nou, să repet ceea ce a menționat Sara, pandemia nu a creat inegalități, ea doar le-a subliniat cele care existau deja sau a lărgit decalajul care deja exista. Astea fiind spuse, aș vrea să trec la următoarea vorbitoare, doamna Liliana Bulic-Palihovici, sunt bucura să văd, președintele Institutului Virtutis Civilis și dumneia a fost cea care a desfășurat studiul, a elaborat raportul pe cazul Moldovei, deci suntem foarte curioși să vedem rezultatul, în special dat fiind faptul, cum a vorbit antevorbitoarea, care sunt recomandările, pentru că ele vor servi de bază pentru cel de-al doilea dialog, pentru următoarele ședințe tehnice pe care am vrea să le desfășurăm cu reprezentanții instituțiilor pentru a ne asigura că ne reconstruim mai bine și nu lăsăm pe nimeni în urmă. Doamna Liliana, aveți cuvântul. Onorată audiență, vă salut și îmi pare bine că sunt parte acestei discuții foarte importante pentru Republica Moldova și probabil că o discuție care ar trebui să aibă un ritm mai alert pentru a finaliza curând și cu soluționarea problemelor despre care discutăm, iată, de probabil că de câțiva ani, iar acum, în perioada pandemică, această stare de lucruri a devenit și mai complicată și necesită intervenții foarte rapide. Așa cum a fost menționat un pic mai devreme, femeile au fost afectate destul de complex de către pandemie sau criza în domeniul sănătății, dar înainte de a începe prezentarea mea, aș vrea să vorbesc despre un context general în care se afla Republica Moldova în 2020, atunci când a început pandemia, criza de sănătate, și trebuie să menționez că din punct de vedere economic sau a dezvoltării economice, anul 2020 a fost unul foarte complicat pentru Republica Moldova, care, conform indicatorilor macroeconomice, a finalizat cu o contracție a produsului intern brut de 7%. Și principalii factori care au contribuit la scăderea PIB-ului au fost scăderea consumului gospodăriilor, aproximativ cu 7%, scăderea volumului investițiilor, totodată acțiunile care, măsurile de izolare, care au influențat și producția industrială și comerțul, și pe lângă toate aceste efecte a pandemiei mai adăugăm și seceta cu care s-a confruntat Moldova în 2020 și a afectat foarte mult sectorul agricol.
Deci toate aceste elemente puse împreună au făcut ca forța de muncă să scadă la un minim de în ultimii 5 ani și într-un astfel de tablou economic am analizat care a fost de fapt situația femeilor care reprezentau majoritatea angajaților în sectoarele cele mai afectate de criză de sănătate, cum sunt sectorul Horeca, comerțul cu ridicata, transportul, agricultura, activitățile de servicii administrative și activități de servicii de suport. Toate aceste sectoare au avut impact negativ asupra PIB-ului. În general, cum toți antevorbitorii astăzi au vorbit, femeile din Moldova au fost afectate de pandemie, la fel ca și femeile din alte țări, dar pe anumite aspecte, femeile în Moldova au fost afectate chiar mai mult și problemele despre care discutăm astăzi au existat, din păcate, și până la pandemie, dar nu au fost niciodată prioritare pe agendele de politici publice, iar aceste probleme au devenit mult mai vizibile și cu un impact mult mai mare asupra bunăstării femeilor în perioada pandemică. Deci primul efect pe care l-au avut pandemia asupra femeii a fost retragerea femeii în număr mare de pe piața muncii. Trebuie de menționat că în trimestrul 2 anului 2020 numărul femeilor angajate a scăzut cu 10%, iar în trimestrul 3 cu 8,2% comparativ cu aceleși trimestre din 2019. Și dacă este să vorbim comparativ cu bărbații, această scădere este aproape dublă. În 2019, rata de ocupare a femeilor cu vârsta între 25-49 de ani cu copii cu vârsta de la 0 la 6 ani a fost cu 39,4, a fost de 39,4% sau cu 23,1% mai mică decât cea a bărbaților cu copii de aceeași vârstă. În schimb, rata de ocupare a femeilor fără copii, femeile cu vârstă de 25-49 de ani, a fost de 62,9% sau cu 6,4% mai mare decât cea a bărbaților fără copii. Totodată prezint aceste date pentru a atrage atenția că încă până la pandemie, femeile care aveau copii aveau o rată de ocupare în câmpul muncii mult mai mică ca a bărbaților. Și acest lucru s-a agravat extrem de mult în perioada 17 martie 1 septembrie 2020, atunci când serviciile de îngrijire a copiilor și a instituțiilor de educație antepreșcolară și preșcolară și primară, unde erau încadrați copii de vârste care nu pot fi lăsați singuri acasă, au fost închise. Femeile din Moldova și până la pandemie s-au confruntat cu bariere specifice piața muncii cauzate de atitudini patriarhale și dezvoltarea insuficientă a serviciilor de îngrijire a copiilor și servicii de îngrijire și a persoanelor cu dizabilități și a bătrânilor, persoanelor din etate, care în mare parte cad la fel pe umerii femeilor. Și toate acestea au limitat opțiunile de angajare în câmpul muncii a femeii și crescând riscurile de sărăcie a femeii. Cea mai mare scădere, totuși, a ocupării femeilor a avut loc la categoria de vârstă 15-24 în ani, în trimestrul 2 anului 2020, unde scăderea a fost de minus 39,4%. Dar este de menționat că numărul femeilor ocupate a fost în scădere în toate 4 trimestre anului precedent, în grupele de vârstă 25-54 și 55-64 ani. Totodată vreau să menționez aici că chiar dacă au fost întreprinse un șir de acțiuni antipandemice de către guvern, toate aceste acțiuni nu au avut la baza lor analize complexe a efectelor pandemiei pe diferite grupuri de populație, așa cum a fost menționat și de unii din antevorbitorii de astăzi. Un lucru foarte important
pentru a ținta exact problema și a veni cu soluțiile cele mai potrivite pentru grupurile de populație care sunt afectate diferit. Și în cazul dat, noi vorbim că accentuăm că intervențiile guvernului nu au avut o analiză, la baza lor nu au avut o analiză a impactului pandemiei asupra femeilor și în special asupra femeilor care sunt în vârstă activă economică și vârsta de reproducere. Totodată trebuie să menționăm că pandemia a agravat și inegalitățile legate de împărțirea responsabilităților de îngrijire. Deci, după toate acțiunile întreprinse de stoparea activităților creșilor, grădiniților, instituțiilor de învățământ, conform datelor Biroului Național de Statistică, 97% din femei au spus că nu sunt active pe piața forței de muncă datorită responsabilităților familiare pe care le au și doar 3% din bărbați au menționat acest lucru. Deci, pentru a înțelege, la fel, trebuie să fac aici o mențiune că mulțumesc mult Biroul Național de Statistică, Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor pentru disponibilitatea lor de a partaja informația, datele care le-am utilizat în această analiză. Și dacă datele care le-am prezentat un pic mai devreme vorbesc de situația femeilor în perioada pandemică, trebuie să menționăm faptul că și până la pandemie o parte din aceste probleme au fost destul de stringente. Iată, spre exemplu, în perioada 2015-2018, proporția femeilor neîncadrate nici în muncă, nici în educație în municipiul Chișinău a fost de 2 ori mai mare ca cea a bărbaților. Iar în celelalte regiuni variază până la 9 puncte, această diferență variază până la, de la 4 până la 9 puncte procentuale. Totodată, în studiu veți găsi informații și despre ponderea femeilor antreprenoare cu copii. Așa cum a fost menționat mai devreme astăzi de către domnul Springet, întreprinderile mici și mijlocii au fost afectate enorm în Republica Moldova de pandemie, iar dacă analizăm datele statistice, vom vedea că fiecare al treilea antreprenor din Republica Moldova care întreprinderilor mici și mijlocii erau femei și deci în studiu veți găsi și mai multe date despre cum, de fapt, femeile ca antreprenoare care au copii simt mare necesitate de servicii de îngrijire a copiilor. Deci, veți găsi în studiu și date despre ponderea femeilor antreprenoare cu copii, care este mai mică comparativ cu ponderea antreprenorilor bărbați cu copii în toate ramurile economiei naționale. Cele mai mici pondere ale femeilor antreprenoare cu copii se înregistrează în domeniile comerțului cu amănuntul, în industrie, iar cele mai mari în construcție și în TIC. Deci, în o treime din toți antreprenorii, fie ei femei sau bărbați, antreprenorii care au copii, apelează la servicii de îngrijire a copiilor, grădinițe, dădaci, rude. Dacă este în studiu, veți găsi mai multe date, acum sunt din cauza limitei de timp, nu pot să le prezint pe toate, dar este un lucru important să îl remarc, că în cele mai dese cazuri, la serviciile rudelor apelează femeile antreprenoare și cea mai mare pondere a cazurilor când copiii sunt lăsați singuri acasă sunt în cazul femeilor antreprenoare. Deci acestea sunt doar câteva argumente care demonstrează cât de stringentă este necesitatea dezvoltării serviciilor pentru îngrijire a copiilor.
Așa cum am menționat un pic mai devreme, în perioada 17 martie 1 septembrie, instituțiile de educație între preșcolară și preșcolară și-au suspendat activitatea și în mare majoritate femeile au fost puse în situația să-și modifice programul de lucru. O parte din ei au trecut la program limitat, parțial limitat de lucru, altele însă au fost nevoite să-și abandoneze locul de muncă din cauza că nu au avut o altă soluție pentru îngrijirea copiilor. Totodată, datele demonstrează că mai mult de 51% din femei au menționat că a crescut numărul de ore pe care ele îl dedică activităților școlare cu copiii. Este și logic, deoarece copiii erau în program educațional la domiciliu. La fel, peste 54% din femei au menționat că petrec mai mult timp pe munca neremunerată, îngrijirea gospodăriei, membrilor familiei, gătitul, și doar 39% dintre bărbați au raportat că și ei petrec mai mult timp pentru activități neplătite ce țin de gestionarea gospodăriei. Astăzi cred că Sara a menționat deja despre faptul că în această perioadă au fost mult mai simțite de către femei și stereotipurile despre rolurile de gen și conform unui studiu, datelor unui studiu realizat de CPD în 2020, 76% din bărbații cu vârsta de 30-40 de ani consideră că, din persoanele intervievate, consideră că bărbații trebuie să întrețină familie, iar 67% din persoanele intervievate cred că femeile nu trebuie să aibă altă sarcină decât cea de îngrijirea familiei și de gospodărie. În perioada pandemică, oportunitățile de participare economică a femeilor au fost dramatic reduse. În acest context, eu trebuie, cred că, să trec și la etapa, la reflectarea cum este construit sistemul de îngrijire a copiilor în Republica Moldova și deoarece solicitarea de servicii de îngrijire a copiilor este foarte mare. Și datele demonstrează că această solicitare este mult mai mare în mediul urban și oferta acestor servicii este mult mai limitată în mediul urban. În general, serviciile de îngrijire a copilului sunt dezvoltate în Moldova sub două dimensiuni sau sub două aspecte, educațional și cel de protecție socială. Pe dimensiunea educațională, serviciile de îngrijire a copilului sunt încadrate în serviciile de educație timpurie, iar din aspect social sunt acoperite prin serviciile sociale de alternativă și plăți bănești. Pentru o mai bună înțelegere acestor aspecte, cred că trebuie să analizăm modalitatea de creare acestor servicii și cine are responsabilitatea de dezvoltarea lor, de administrare și de finanțare acestor instituții. În general, responsabilitatea de dezvoltare a sistemului și politicilor în educație timpurie o are Ministerul Educației și Cercetării, iar responsabilitatea de administrare și gestionare financiară acestea revin în mare parte administrației publice locale din nivelul 1. Instituțiile de educație preșcolară sunt finanțate atât din bugetul de stat prin transferul cu destinație specială și din bugetul local și din contribuția părinților. Deci în studiu veți găsi și mai multe date referitor la contribuția părinților la finanțarea instituțiilor de educație preșcolară. Printre principalele forme de instituții sunt creșele, care sunt instituții de educație antipreșcolară destinată copiilor cu vârsta de până la 2 ani și grădinițele, care sunt pentru copiii de la 2 la 6 ani, centrele comunitare, care sunt instituții publice de educație timpurie
antipreșcolar și preșcolar create de către administrația publică locală din nivelul 1 și al 2-lea și de, în municipiul Chișinău și în municipiul Bălți, în unitatea teritorială administrativă a Găgăuzii. Mai sunt complexele educaționale cu programe combinate, cunoașteți de ele, în care sunt în diferite forme, grădiniță, școală, primar, grădiniță, gimnaziu. Totodată mai sunt și instituții rezidențiale pentru copii de la 6 la 7 ani, pentru copiii rămași fără îngrijire părintească, este despre ele a menționat astăzi domnul ministru. Mai sunt și instituții sanatoriale pentru copiii care au diferite boli cronice și totodată sunt servicii de îngrijire a copiilor pentru femeile care se află în penitenciare, pentru... Dacă este să vorbim despre tipul de proprietate a instituțiilor, acestor servicii, atunci ele sunt instituții publice și instituții private. Din păcate, numărul instituțiilor private la nivelul de creșă și grădiniță este încă destul de modest în Republica Moldova. Responsabilitatea, cum am vorbit mai devreme, a finanțării serviciilor de educație timpurii la ciclu antipreșcolar sunt total puse pe umerii administrației publice locale, care în permanență, și acest lucru trebuie accentuat, în permanență se înregistrează deficite bugetare și nu își pot permite crearea de astfel de servicii. În consecință, din punctul meu de vedere, femeile cu copii care locuiesc în localități sărace, nu prea au șanse nici și acces la servicii de îngrijire a copiilor și respectiv au și mai puține oportunități de angajare la nivel local. Acest sistem de finanțare ar trebui analizat și gândit din altă perspectivă, anume de analizat prin perspectiva necesităților specifice pe care le au familiile cu copii și atunci de regândit modalitatea de finanțare a procesului de creare a instituțiilor de educație antipreșcolară. În anul 2020, cea mai mică rată de acoperi cu servicii antipreșcolare pentru copii cu vârstă 0-3 ani a fost în municipiul Chișinău, acolo unde femeile toți știm că se înregistrează cea mai mare activitate economică și probabil că sunt cele mai multe oportunități de angajare. Lipsa la astfel de servicii crește riscul de sărăcie și vulnerabilitatea femeii. Vedeți pe diagrama pe care o aveți pe ecran că la nivel de țară, în general, 7,8% din copiii cu vârsta 0-3 ani au fost cuprinși în servicii, în instituții de educație timpurie, dar dacă este să analizăm pe regiuni, atunci municipiul Chișinău înregistrează cea mai mică rată de acoperire a copiilor încadrați în aceste instituții. Din punctul meu de vedere, atunci când vorbim despre inovații pe acest sector în Republica Moldova, trebuie să vorbim despre o implicare activă a sectorului privat și crearea condițiilor atractive pentru acesta, pentru a se implica în dezvoltarea serviciilor de îngrijire și de îngrijire a copilului. Deci, în studiu veți găsi și mai multe date referitor la numărul de instituții, după tipurile lor, după diferite categorii și este în studiu mai sunt încă și datele despre numărul de copii înrolați. Totodată trebuie să menționăm că guvernul a întreprins un șir de măsuri care au fost centrate pe diminuarea impactului pandemiei asupra populației. Printre ele a fost mecanismul de subvenționare a întreprinzătorilor și a fost instituit un mecanism de șomaj tehnic. Au fost schimbate mai multe reguli fiscale pentru agenții economici, în special pentru cei din sectorul turistic și hotelier. A fost mărită valoarea ajutorului de șomaj
inclusiv au fost incluse cu drept de a obține ajutor de șomaj persoanele beneficiare de patentă de antreprenor. Totodată aici este vorba și de mărirea salariilor la anumite categorii de angajați în sectorul de sănătate, modificarea mecanismului de acces la ajutor social, sporirea indemnizației unice la naștere și a celei de ajutor social, anumite garanții pentru credite bancare, reducerea cotei TVA, dar toate aceste acțiuni, de fapt, au avut un impact foarte, foarte mic asupra situației femeilor. Din punctul meu de vedere, marea problemă aici a fost că nu s-a analizat, de fapt, care grup a populației și cum este afectat de către pandemie. Totodată, trebuie să menționăm că Republica Moldova are o rețea extinsă de servicii de îngrijire a copilor, adică grădinițe, dar nu există, din punctul meu, o conexiune dintre strategie de dezvoltare acestor servicii și migrația internă a populației. Deci în ultimii 10-15 ani, conform datelor pe care le oferă Ministerul Educației și Cercetării, rețeaua de grădinițe a fost extinsă, practic există grădinițe pe tot în mare majoritate a localităților, dar înregistrăm o astfel de situație, că sunt grădinițe unde au copii insuficienți și sunt regiuni, localități unde este o criză mare de locuri pentru în serviciile de îngrijire a copiilor. Deci aici ar trebui statul să analizeze corect strategia de susținere a extinderii rețelei de servicii de îngrijire a copilului. Totodată, chiar dacă este să ne referim la indemnizațiile pe care le-au primit familiile, ele au fost mult mai mici decât necesitățile familiilor în acea perioadă și în special dacă este să vorbim despre familiile cu venituri mai modeste, atunci că familiile care alimentarea copiilor în instituțiile de învățământ sau alimentarea copiilor în instituțiile de educație preșcolară reprezenta un element foarte important în procesul de creștere a copiilor, banii pe care ei au primit au fost insuficient pentru acoperirea acestor cheltuieli. Este în același timp de accentuat, o parte deja am menționat că măsurile antipandemice care au fost realizate de către guvern, de fapt nu au continuat tendința ultimilor 5 ani prepandemici de scădere, de reducere a sărăciei în mediul populației. Și aceasta înseamnă că aceste măsuri nu au fost bine țintite și nu au oferit soluțiile potrivite pentru categoriile cele mai vulnerabile ale populației, iar în cazul dat, femeile cu copii au devenit un grup vulnerabil a populației. Soluțiile dezvoltate de către guvern în acea perioadă nu au oferit oportunități de reintegrare rapidă a femeilor pe piața forței de muncă și, din punctul meu de vedere, aceasta este o sarcină care urmează încă să fie realizată de către guvernul actual. Deci, pentru ca situația să se schimbe, primul lucru pe care trebuie să-l facă guvernul actual este să se asigure că toate politicile publice realizate, orientate spre dezvoltarea țării, sunt dezvoltate, sunt sensibile la dimensiunea de gen sau sunt dezvoltate bazându-se pe date, pe date segregate, inclusiv după gen, și care permit analiza complexă a impactului acestor politici asupra diferitor grupuri a populației și inclusiv trebuie analizat care este impactul tuturor politicilor asupra
dezvoltării asupra femeilor. Dacă vorbim despre politici de dezvoltare economică, politici investiționale, politici de dezvoltare a infrastructurii și tot așa mai departe. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a copilului trebuie să fie bazată pe trei elemente minim: accesibilitate, calitate și siguranță. Acest lucru ar permite femeilor cu inima împăcată să-și lase copiii în aceste instituții și să poată merge la muncă. Totodată trebuie îmbunătățit mult cadrul legal de reglementare a finanțării sistemului de îngrijire a copiilor, în special la nivelul de servicii de creșă în mediul rural și în mediul urban. Și un element esențial aici este să se dezvolte mecanisme de încurajare a mediului privat, fie el mediu privat non-profit sau profit, să investească în dezvoltarea sistemului de îngrijire a copilului. În cazul în care statul nu dispune de resurse suficiente pentru a acoperi necesitatea de astfel de servicii de sine stătător. Această discuție pe care o avem astăzi trebuie continuată, dar din punctul meu de vedere trebuie să fie una mult mai focusată și cu participarea câtorva instituții centrale, cum ar fi Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și totodată și administrația publică locală din nivelul 1 și 2 și sectorul privat. Aceste discuții trebuie să aibă în centrul lor protecția copilului și interesul femeii de a beneficia de servicii de calitate, a familiilor, mai corect spus, interesul familiilor de a beneficia de servicii de calitate pentru îngrijirea copiilor. Deci, aici am să mă opresc, vă mulțumesc pentru atenție și totodată sunt disponibilă să discutăm mai târziu pe marginea acestui document. Thank you, Ms. Palihovic. Vă mulțumesc, doamna Palihovic. Sunt foarte conștientă de faptul că întârziem cu mult și îmi vine greu să reduc aceste discuții importante despre legislație pe care avem. Deci, cer scuze de la toți participanții și de la autoriu că suntem în întârziere. Eu chiar nu știu cum să procedez, să reduc din timpul vorbitorilor, pentru că conținutul este chiar foarte abundent. Și aș vrea acum să trecem la următoarea vorbitoare cu o mică introducere din partea mea. Noi vrem să ca următorul vorbitor să vorbească despre impactul COVID-19 asupra politicilor integratoare de gen din perspectivă internațională. Și înainte să dau cuvântul doamnei Silke Steinhalber, expertă de la Comisia Economică pentru Europa. Aș vrea să menționez pe scurt un lucru. Ceea ce am văzut noi ca UN Women atunci când proiectăm și elaborăm planuri feministe pentru o recuperare socială justă și să vedem că se promovează pe larg faptul că trebuie să ca aceste politici generice este nevoie de investiții în economia îngrijirii, resurse regenerabile și agricultură. Adică în loc să mergem prin abordare de recuperare prin austeritate bugetară, trebuie să vedem cum să creștem, de fapt, investițiile în aceste sectoare. Și ce am văzut noi pe plan global este că din totalul de peste 500 de măsuri fiscale luate în 132 de țări care au răspuns la pandemie, 12% au țintit investiții legate de femei în ceea ce privește îngrijirea și în o analiză similară a măsurilor fiscale anti-COVID-19 din lume, în 50 de economii cele mai mari, doar 2,5 din cheltuielile de recuperare vor reduce emisiile
de gaze de seră și recomandările, probabil vor merge în direcția cum să mergem la recuperarea creșterii, stimul fiscal, să se investească în sectoare care consumă volum mare de muncă și să promovăm egalitate de gen, promovând investiții în economie de îngrijire și să asigurăm faptul că femeile, într-adevăr, sunt angajate în noile create locuri de muncă verzi. Așadar, continuarea cheltuielilor pentru protecție socială, care la rândul său va spori veniturile în loc de austeritate și reduceri bugetare. Doamna Silke, adică eu am vrut să fac o scurtă introducere despre ceea ce vedem noi din analiza care a fost elaborată, dar spunem unul dintre reflecțiilor dumneavoastră, dovezilor din practici internaționale cu privire la acest domeniu, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Încerc să partajez ecranul. Merge. Vă mulțumesc mult. Este o onoare și o plăcere să fiu cu dumneavoastră în această zi, să împărtășesc cu dumneavoastră unele din constatările și gândurile care au rezultat în urma proiectului de ONU de consolidare a protecției sociale ca intervenție la pandemie. Voi încerca să vorbesc foarte succint și să mă axez pe această, pentru că asta e a treia etapa proiectului, deci pe baza discuțiilor și pe care le-am avut și constatărilor, să vedem care sunt cele mai importante aspecte ce au rezultat și pe care le consider că e important să le subliniem în legătură cu unele din aspectele menționate domnul ministru la începutul evenimentului și antevorbitoarele. De asemenea, am menționat și comentariile pe care le-a făcut Sara Cantelon despre întrebările conceptuale, despre cum abordăm îngrijirea și egalitatea de gen. Încerc să merg înainte, dar s-a schimbat slide-ul, nu? O clipă. Așa. Fără a ne aprofunda în detalii aici, deoarece consider că este un lucru pe care toți îl cunoaștem, toți am auzit că impacturile au fost diferite și că ele întotdeauna, aceste impacturi au dimensiune de gen. Faptul că COVID-19 produce sau nu produce, sau produce doar parțial lacune, decalaje noi, dar dezvoltă inegalitățile, decalajele anterior existente. Activitățile de îngrijire neplătite și cele plătite, de exemplu. În special pentru o țară ca Moldova, întrebarea legată de impact asupra migrației globale, modul în care COVID-19 și măsurile au dereglat și posibil au transformat. Poate ne întoarcem la sistemul vechi de lanțuri de îngrijire globale, dar cu siguranță lanțurile de îngrijire pe plan global au fost deranjate de aceste lucruri. De asemenea, a crescut riscurile de violență, exploatare, abuz sau hărțuire. Și asta mă duce la mesajul de introducere a domnului Coronstor Rezidentonu, care a vorbit despre ratificarea Convenției la Stabul și în acest cadru. Acesta e cadrul general, de fapt, în care ne mișcăm. De fapt, iată, asta aș vrea să accentuez, în asta aș vrea să bat. Cred că situația actuală este o fereastră de oportunitate pentru a fi inovativ, pentru a ne dezvolta, pentru a reflecta asupra care ar putea fi cele mai potrivite politici care să fie atât axate și să fie axate pe îngrijire și să transformative din punct de vedere de gen. Și trebuie să ne gândim ce avem în vedere când spunem centrate pe îngrijire și transformatoare din punct de vedere de gen. Asta se bazează pe înțelegerea faptului că îngrijirea sau îngrijirea și genul cumva trebuie integrate în toate politicile economice, din simplul motiv că actuala poziție pe care o are îngrijirea ca un factor deseori neluat în considerare în diferite societăți.
și economii. De ce sunt trei puncte, trei lucruri pe care le-am în vedere atunci când vorbesc despre politici centrate pe îngrijire și transformatoare din punct de vedere genului. Și asta e mai mult decât, de fapt, ceea ce e înțeles prin politici sensibile la gen. Adică trebuie să avem o înțelegere, ca să înțelegem ce avem în vedere prin transformativ. Pentru asta aș vrea să vă rog să reflectăm asupra politicilor care în mod activ țintesc reducerea dezavantajelor pe bază de gen și țintesc eliminarea decalajelor care afectează femeile ca grup, dar și grupuri specifice de femei. Adică trebuie să ne uităm mai aprofundat. Nu putem doar să dezagregăm pe bază de femei și bărbați. În al doilea rând, și deja am auzit comentarii la acest aspect la vorbitoarea anterior, este că e nevoie de măsuri care să stimuleze bărbații să-și asume un rol mai mare în economie de îngrijire, atât ca activitatea de îngrijire plătită și neplătită. Haideți așadar să fim creativi, să reflectăm asupra modului în care ce fel de politici ar face asta și cum am putea realiza acest lucru. În mod direct sau indirect, prin salarii, prin condiții de muncă, prin beneficii netransferabile. Adică ar putea exista diferite tipuri de intervenții. Așadar, stimulăm bărbații, dar și de asemenea să punem la dubii această întrebare binară din punerea genului, ipoteze faptul că îngrijirea e lucru de femeie și că femeile trebuie să sunt predestinate să fie îngrijitori. Nu, noi avem nevoie de politici care să transforme această înțelegere. Și al treilea lucru, în legătură cu comentariul pe care l-a făcut Dominica în mesajul ei introductiv, când am vorbit despre faptul că nu ar trebui să ne întoarcem la austeritate, pentru că e nevoie să înțelegem îngrijirea drept o responsabilitate socială. Adică ea nu este privată și nu e responsabilitatea femeilor. Este o responsabilitate socială și investiția în economia de îngrijire nu este consum, ci este un mijloc de atingere a justiției de gen și a unei dezvoltări sustenabile. De aceea, investirea în economia îngrijirii nu trebuie să fie percepută drept consum curent, ci trebuie să fie conceptualizată drept investiție. Și astea sunt aspecte cruciale în care dialogul de politici în diferite țări la diferit nivel, dar noi avem nevoie să invităm pe alții să adere la această discuție, să învețe din aceste experiențe existente și să fim creativi și inovativi. În proiect vedem că, de fapt, există 5 domenii strategice de politici. Nu vreau să mă aprofundez în ele toate, dar vreau să le evidențiez. Desigur că vorbim de politici macroeconomice și fiscale, pentru că avem nevoie de spațiu fiscal pentru a elabora și a implementa politici care sunt necesare. În al doilea rând, este foarte evident, domeniul este angajare și piața muncii, politici cu privire la activitatea de îngrijire neplătită și a plătite. Le-am enumerat separat, pentru că uneori ele pot fi politici de protecție socială, uneori legate de piața muncii. Adică trebuie să reflectăm asupra acestei înțelegeri a îngrijirii drept un aspect transversal și de aceea este un domeniu de politici strategic, deși în categorie administrație publică de susținere, ele ar putea aparține diferitor domenii, adică trebuie să avem politici cu privire la activitatea de îngrijire neplătită și cu privire la activitatea de îngrijire plătită. Atunci când ne gândim la îngrijirea copiilor, vorbim, trebuie să înțelegem că politica de îngrijire se referă la mult mai mult decât îngrijirea copiilor. Sprijinirea antreprenoriatului, în special femeile antreprenoare și modul în care dezvoltarea antreprenoriatului, în special antreprenorii axat pe îngrijire, poate ajuta la atingerea obiectivelor de abilitare economică a femeilor și dezvoltării sustenabile bazate pe îngrijire, centrate pe îngrijire. Și un domeniu transversal la care a făcut Narghiz referință, colectarea datelor, date statistice sensibile la gen și îngrijire. Noi întotdeauna vom depinde de colectarea datelor, de datele statistice, pentru ca să putem să elaborăm politici pe bază de dovezi.
și proiectul recomandă diferiți pași. Din nou, nu pot să discut detaliat, dar aș vrea să identific dezbatere de politici și definirea obiectivelor pentru măsuri de recuperare centrate pe îngrijire și transformative din punct de gen. Cred că este nevoie de un dialog politic mai larg pe bază de politici cu să implice toate părțile pentru a elabora soluții potrivite pentru contextul respectiv. Așadar, eu voi vorbi un pic mai mult despre dialog de politici și iată, aici putem de fapt învăța din exemple internaționale. Și ele parțial au apărut în urma proiectului, parțial au apărut în urma surselor pe care le-a menționat Narghiza Zizoba în prezentarea dumneei. Vorbim aici, adică acest tabel nu este unul cuprinzător, el doar scoate în evidență câteva puncte pe acolo, cazurile în care vedem o gândire transformativă și inovativă, dar, de asemenea, recunosc că trebuie să mergem mult mai mult decât atât. Și am să dau un exemplu despre cum am putea să ne gândim mai creativ despre abordarea aspectului de îngrijire în contextul noilor măsuri de lockdown pe care am început, despre care am început, vorbind despre care am început azi de evenimentul. Vedem aici câteva exemple despre modul în care țările au abordat provocările pe care le-a adus criza, care le-a adus COVID-19 și criza ce a urmat. Puteți să vedeți, de exemplu, că aproape toate statele membre UE au elaborat anumite programe de subvenții salariale. O programă la care a făcut referință și domnul ministru în mesajul său de deschidere, la care și se gândește și Moldova sau examinează modalități despre cum ar putea să elaboreze astfel de programe. Așadar, țările s-au bazat pe programe de subvenții existente sau au elaborat programe noi. Vedem inovații, de exemplu, în domeniul țintirii lucrătorilor în condiții precare. Cei care să includem lucrătorii din îngrijirea, activitatea de îngrijire neplătită, să includem în programe de protecție socială și, de asemenea, vorbind de concediu de îngrijire a copilului și zile de concediu ca un aspect ele esențial și am auzit deja cât de important este că cât de important este acest lucru și faptul că absența unor astfel de programe a făcut ca multe femei să retragă de piața muncii. Și cred că, iată, aici este important și vreau să subliniez ce am în vedere când spun gândire inovativă și să leg întrebarea legată de subvenții și concedii plătite. Majoritatea țărilor au elaborat așa numite scheme de concedii mutual de fundere genul, adică scheme oferite unei familii sau unui copil și subvenția e pentru angajator sau pentru angajat pentru timpul absentat de la locul de muncă. Pentru că responsabilitatea de îngrijire a copilului sau din cauza companiei sunt ciocniși cu o criză și vedem că în majoritatea țărilor femeile și-au asumat aceste concedii de absență. În alte țări, pe care vedeți și în țările care le vedeți în listă, dar și în alte țări despre care cunosc eu, dar nu vedem exemple deocamdată în care vreo țară să fie elaborată o politică netransferabilă cu privire la concedii de îngrijire a copiilor pentru perioada COVID-19. Ce am în vedere? Discuții pe care le vedem în general cu privire la concediile parentale, unde o parte din concediu este destinată bărbaților, drept stimul pentru ca bărbații să-și asume responsabilități de îngrijire a copiilor. Și în contextul COVID, țările au elaborat astfel de politici neutre la gen care duc de fapt la faptul că femeile își asumă sau iau aceste scheme disponibile de concedii. Respectiv, ce propun eu? Să ne uităm la dovezile existente, să ne uităm la experiențele țărilor
în ultimul an și jumătate, dar să legăm asta cu discuții mai vechi despre scheme de concedii și stimul pentru transformare. De asemenea, ați putea să încercați să elaborați sau să echilibrați o discuție între subvenții pentru absență pentru companiile ce se află în criză sau trebuie să pună angajații în șomaș tehnic sau unde angajații se pleacă de la muncă deoarece se închid în instituțiile de îngrijire a copiilor și trebuie să echilibrat asta ca serviciile de îngrijire a copiilor să fie sigure. Ele nu întotdeauna trebuie să fie închise dacă sunt suficient de sigure, dacă au filtre de aer, dacă au mijloace, soluții tehnice și umane pentru a continua activitatea. Și trebuie să calculăm și să echilibrăm aceste lucruri. Respectiv, de fapt, spre ce merg eu? E un apel la atingerea unui consens cu privire la obiectivul general de a fi transformativ, în sens că în modul în care am definit eu politicile centrate pe îngrijire și transformative din punct de vedere de gen. Elaborarea de soluții trebuie să fie potrivite pentru context național, regional, local. Este nevoie să fie implicate părțile interesate în spiritul a ceea ce a spus reprezentantul ambasadei Suediei. Trebuie să implicăm grupuri largi de actori, de părți interesate. Avem nevoie de capacitate atât pentru elaborarea de politici, dar și pentru implementarea acestora. Eu și comentariul făcut domnul ministru mai devreme. Și ultimele două, cred că sunt alea la care trebuie să lucrăm cel mai mult, este angajamentul față de crearea unui spațiu fiscal și să înțelegem faptul că îngrijirea și justiția de gen sunt investiții în dezvoltare sustenabilă și nu reprezintă consum și nu pot face parte din discuții despre austeritate, care indiferent de orice s-ar întâmpla deja în toate țările, pentru că toate țările sunt afectate de către COVID-19, ultimul punct ca ordine, nu și ca importanță, este răspunderea și raportarea. Dar răspunderea politică, angajamentul politic față de implementarea unor politici transformative, asta este absolut esențial. Sunt absolut deschisă să răspund la orice întrebări specifice referitor la politici pe care le-am menționat și scuze, dar nu am mai mult timp la dispoziție ca să mă aprofundez în detalii. Oricum, fi bucuroasă să răspund la întrebări specifice, dar adică sunt foarte puține inovative, deci trebuie să ne gândim cumva în afara limitelor și să fim creativi pentru ca cu adevărat să elaborăm politici transformative. Vă mulțumesc. Thank you. It was a very interesting presentation. Mulțumesc mult. A fost o prezentare interesantă. Cred că vom lua în considerare participarea dumneavoastră la următoarele dialoguri pe care le vom avea. Cred că a fost important să ascultăm cu toții, să auzim cu toții și aș vrea ca participanții să se gândească la întrebări pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Important aspectul complex privind politica macro-fiscală, în special politicile privind munca de îngrijire neplătită. Acestea sunt domeniile la care trebuie să ne gândim. Modul în care ați vorbit despre acestea în ultimul slide, și mă uit la acest slide, și vorbesc în special despre consensul privind obiectivul general. Trebuie să vedem cum creăm un spațiu fiscal. Cred că trebuie să începem să ne gândim la egalitatea de gen și la îngrijire ca la o investiție în dezvoltarea durabilă. De asemenea, cred că prezentarea dumneavoastră va oferi hrană pentru gândire, va da de gândit celor care vor interveni după dumneavoastră.
și anume vorbitorii care vor prezenta opțiunile de servicii alternative de îngrijire a copilului. Fără să fac prea mult timp, voi da cuvântul Alinei Andronachi și Veronicăi Bragaleva pentru a vorbi despre acest lucru și aș vrea să închei cu aceasta, după aceasta, partea formală a evenimentului. Deci vom continua cu următorii doi oratori. Bună ziua! Vă mulțumesc frumos pentru oportunitatea de a prezenta cele patru opțiuni de servicii alternative de îngrijire a copilului la locul de muncă, care pot fi create de către angajator și neapărat susținute de către autorități. Antivorbitoarele și vorbitorii de până acum au menționat foarte multe inegalități care nu doar că s-au evidențiat în pandemie, dar și s-au acutizat. Vreau să zic că în toată perioada de pandemie și care noi suntem împreună cu Ioan Numan CPD a făcut o analiză a impactului COVID asupra rolurilor de gen și care iterează o dată în plus că de fapt pe partea de îngrijiri noi ne-am pomenit în plină pandemie în criză, pentru că femeile și-au somat cele mai multe, cea mai mare parte dintre responsabilitățile casnice și de creștere și îngrijirea copiilor, iar acest lucru a făcut ca ele să fie izolate social, să fie scoase de pe piața muncii și totodată să îndeplinească mai multe îngrijiri, responsabilități casnice și din acest motiv a pierdut partea asta de a lucra mai mult, a pierdut din salariu, a pierdut din contracte de muncă, dar a avut și alte impacte negative, inclusiv din punct de vedere psihoemoțional. Ca să vorbim despre cele patru opțiuni de servicii alternative de îngrijire a copilului la locul de muncă care pot fi oferite, pentru că, cum spuneau și antevorbitorii noștri, este un element esențial, cel de a avea cât mai multe servicii de îngrijire a copilului care să ofere familiilor cu copii mici să poată combina viața de familie cu viața profesională. Deși până acum au fost prezentate foarte multe date statistice cu privire la situația și care situația pe piața muncii și situația în domeniul egalității de gen în Republica Moldova, eu vreau să reiterez doar câteva date care cumva oricum mi-a scăpat, dar sau nu le-am văzut că au fost spuse. În primul rând vreau să spun că în fiecare an Centrul Partener pentru Dezvoltare face indexul egalității de gen. Este instrument care ne permite să măsurăm care este nivelul egalității de gen pe 6 domenii cheie: piața muncii, politică, educație, accesul la resurse, percepții și stereotipuri și sănătate. Pentru fiecare domeniu sunt anumiți indicatori după care calculăm. În total sunt peste 30 de indicatori. Cu cât mai aproape valoarea este de 100, atestăm o inegalitate totală între femei și bărbați, cu cât mai de 0, cât mai aproape de 100, indică o egalitate de gen absolută. Pentru 2021, indexul egalității de gen arăta cu un punct mai puțin față de anul trecut, ceea ce arată că pandemia a avut un impact mare. În loc să avansăm, noi stagnăm, iar toate intervențiile autorităților nu au avut un impact scontat. Dacă o să vedeți, piața muncii este la fel în scădere, iar astăzi, cel puțin eu cred că piața muncii este unul dintre domeniile cele mai discriminatorii. Iar în pandemie a acutizat toate acele inegalități care persistau și până la pandemie. Dacă să vorbesc în termen de cifre, doar câteva care nu s-au repetat, vreau să zic că, într-adevăr, scade numărul femeilor ocupate sau încadrate pe piața muncii care au cel puțin un copil cu vârsta de 0-6 ani și această cifră este cu 25% de puncte procentuale mai mică decât numărul femeilor care nu au copii. În 2019, doar 22,5% din numărul total de copii cu vârsta de 1-2 ani erau încadrați în instituțiile de educație timpurie. Unul dintre cifrele cele mai, nu că impresionante în sens negativ, este că o pătrime din populație consideră că mamele trebuie să renunțe la activitatea profesională în favoarea treburilor casnice și creșterea și îngrijirea copilului. Această opinie fiind împărtășită aproximativ de 30% și de bărbați și de cealaltă parte 95% dintre
dintre femei și bărbați consideră că tații pot activa în regim de muncă de plin chiar și după apariția copilului, ceea ce indirect indică o presiune socială asupra femeilor. Decalajul între salariul mediu al femeilor și bărbaților crește și în 2020 a constituit 14,1% în valoarea monetară. Această cifră este de 17.000 de lei. Desigur că o diferență salarială direct și indirect influențează și disparitatea salarială și disparitatea în pensii, care a ajuns să fie aproximativ de 5.000 de lei, iar în Chișinău, pentru că avem de exemplu, pentru că avem o diferență între rural și urban, în Chișinău această disparitate ajunge la 12.000 de lei. S-a mai referit și antevorbitoarele că avem un grup NEET, adică vorbim de cei tineri cu vârsta între 15 și 29 de ani, care nu sunt încadrate nici pe piața muncii, nici în sistemul educațional. O bună parte din acești tineri fiind fetele și majoritatea iarăși indică responsabilitățile casnice și responsabilitățile față de anumiți membri ai familiei, nu doar copiii, sunt printre principalele bariere. Ceea ce vreau să mai zic aici la piața muncii, că dacă nu se intervine foarte comprehensiv în susținerea familiilor cu copii mici, femeile sau numărul femeilor încadrate pe piața muncii va scădea în următorii ani. Și aici, când vorbim despre măsuri și o abordare comprehensivă, ar trebui să ținem cont de câțiva piloni de bază. Primul pilon este reforma concediului de îngrijire a copilului, în așa fel ca fiecare familie să poată decide cine stă în creștere, în acest concediu, care este durata concediului și să aibă posibilități de a împărți părinții între ei acest concediu și neapărat cu acele măsuri de a motiva ca tații să beneficieze de concediu de îngrijire a copilului. Al doilea pilon de bază este extinderea serviciilor de îngrijire a copilului. Aici vorbim nu doar despre extinderea creșilor publice, care este o necesitate și autoritățile erau obligate încă în 2018, prin tentativa reformei Concediului de Îngrijire a Copilului, să prezinte un plan național de extindere a acestor creșe. Paralel, noi avem nevoie să extindem serviciile de îngrijire a copilului, care pot fi oferite de o gamă largă de actori și nu în ultimul rând de către angajatori, pentru că angajatorii în pandemie foarte mulți spuneau că sunt în acea situație în care pur și simplu nu are cine veni la muncă pentru că erau închise școlile și grădinițele și părinții își asumau îngrijirea copilor și respectiv erau într-o dificultate de a continua activitatea, producția, dar și munca pe care o prestau angajatorii. Respectiv este al doilea pilon de bază și al treilea pilon este ca părinții cu copii și nu doar, dar grupurile dezavantajate și vulnerabile să poată beneficia de anumite programe flexibile de muncă. Ca să vorbim despre servicii alternative, că este și punctul nostru de prezentare și subiectul principal. În perioada 2018-2020, Centrul Partener pentru Dezvoltare împreună cu UN Women a făcut o cercetare comprehensivă și foarte amplă de a găsi și de a identifica acele opțiuni de servicii alternative de îngrijire a copilului la locul de muncă care pot fi oferite de către angajatori. În acest proces noi am ținut cont de specificul Republicii Moldova, despre legislația din Republica Moldova, de experiența internațională din diferite țări și cum fiecare experiență a fiecare țări poate fi adaptată sau implementată în Republica Moldova, dar și nu în ultimul rând, toate opțiunile identificate au fost analizate prin prisma legală, fiscală, sanitară și educațională. Ca să vorbim despre cele patru opțiuni pe care noi le-am identificat. Ceea ce vreau să zic, doamna până la patru opțiuni. Doamna Palehovici a menționat acele date statistice din 2020 cu privire la stereotipurile de gen din societate. Vreau să vin cu comentariul în susținere la ce a specificat dumneiei. Într-adevăr, cifrele erau destul de grave din punctul nostru de vedere și noi am repetat acest sondaj în februarie 2021. Când am făcut indexul și deși ponderea celor care cred că destinul femeii este femeie și gospodărie un pic a scăzut, totuși rămâne ca o bună parte din populație, ca de exemplu 48% să creadă în continuare că destinul femeii este familia și gospodăria, 62% din populație să considere mai departe că este mai mult de datoria bărbaților să aducă bani în casă și 52% din populație în continuare să creadă că este mai mult de datoria femeii să se ocupe de
toate treburile casnice. Și chiar dacă este o scădere mică, totuși cifrele sunt în continuare destul de alarmante. Să trecem înapoi la cele patru opțiuni de servicii alternative. Noi am identificat patru forme care pot fi implementate în Republica Moldova și atunci când am identificat aceste opțiuni, am ținut cont de specificul întreprinderilor care sunt în Republica Moldova, că sunt întreprinderi cu diferit, cu număr diferit de angajați, cu specificul întreprinderilor după muncă prestată, da, sau domeniul de activitate, dar și nu am ținut cont că posibil cel puțin una dintre opțiuni să fie fezabil de a fi implementat și în spațiu public, nu doar privat. Deci, prima opțiune este cea de crearea unui regim juridic special și aici are două sub-opțiuni. Prima este cea de înființarea unui centru cu program parțial de activitate. Ce presupune asta? Vorbim despre o opțiune care un angajator poate oferi părinților sau tuturor angajați ce au în grijă copii de până la 3 ani. Aici vorbim despre un program de activitate parțial până la 4-5 ore, care include și un program de educativ, un personal responsabil implicat în supravegherea copiilor, dar și opțiuni de alimentare și de somn asigurate. A doua subopțiune, vorbim despre crearea unui serviciu iarăși oferit de către angajator, dar pentru părinții și tutorii care au copii de până la 6 ani. Aici, la fel, vorbim despre un program flexibel de activitate de 3-4 ore aproximativ, cu pauzele alimentare și de somn care nu sunt asigurate, pentru că vorbim despre un spațiu în care copiii petrec o perioadă scurtă de timp. Și aici neapărat să fie o persoană angajată ce merge, supraveghează copiii. Această opțiune este foarte fezabilă și bună pentru a fi implementată pentru angajatorii care au și copii de vârsta de 6-12 ani, adică after school. Dar aici vorbim că acești copii trebuie să fie luați de la școală și aduși la locul de muncă și ei petrec 3-4 ore până părinții termină activitatea într-un spațiu asigurat din toate punctele, sigur din toate punctele de vedere. Dacă vorbim despre a doua opțiune, vorbim despre fondarea unei persoane juridice de la zero care prestează servicii de îngrijire a copilului cu toate rigorile incluse. Pentru opțiunea 3 avem finanțarea serviciilor de creșă și aici noi am luat ca bază două opțiuni. Prima, cel de etichete, după modelul etichetelor de masă, adică să luăm acest mecanism și să fie implementat acest mecanism pentru etichetele de creșe. Și al doilea mecanism este cel de pare 1+1, când angajatorul plătește o parte din servicii și o parte sunt plătite de către părinți sau tutorii care au copii. Și ultimul este stabilirea parteneriatului public-privat. Aici vorbim despre acele servicii în care includ mai multe părți. Fie că un angajator are un parteneriat cu însuși APL-ul și aici APL-ul oferă, nu știu, o grupă într-o instituție educațională în care sunt încadrați copiii entității private, fie că copiii entității private sunt în mod prioritar cumva incluși în sistemul educațional grădiniții publice, dar în schimb partenerul privat, din sectorul privat, vine cu anumite alte beneficii pentru instituția educațională, fie că vorbim direct un parteneriat între angajatul și o instituție educațională pe anumite principii și pe anumite înțelegere între acești doi subiecți. Toate aceste patru opțiuni sunt foarte ușor de create dacă ținem cont de două etape. Prima etapă este reglementarea regimului legal sau cadrului legal pentru a crea piața și pentru a crea spațiu că servicii alternative de îngrijire a copilului pot fi oferite și de către alte persoane terțe ca de exemplu angajator. Pentru că astăzi, de fapt, Codul Educației spune că servicii de îngrijire a copilului pot fi prestate doar de către instituțiile educaționale,
și nu pot fi prestate de către angajator. Și noi avem nevoie de câteva modificări generale pentru a crea acest spațiu și avem nevoie, aici câteva să spun, avem nevoie de modificarea acelui regulament sanitar pentru instituțiile de educație temporie. Fie că este aprobat într-o variantă nouă, pentru că el este destul de învechit și conform acestui regulament, nici APL-urile, care sunt cele direct responsabile pentru a extinde serviciile de creșă publice la nivel local, nu pot corespunde acestui regulament. Ei trebuie doar să construiască de la zero aceste clădiri. Respectiv, dacă va fi modificat acest regulament, va fi și un impact, va avea un impact pozitiv și pentru APL-uri ca să creeze aceste creșe publice, nu doar vorbim de servicii create de către angajatori. Sau noi am propus și anumite modificări la acest regulament, dacă nu se dorește sau nu este deschidere de a fi aprobat din nou, cu anumite modificări care iarăși vor crea spațiu atât pentru a crea servicii de către angajatori de îngrijire a copilului și va oferi și un spațiu de manevră pentru APL-uri. Nu în ultimul rând vreau să menționez că la capitolul de educațional, aici practic avem toată baza materială și dotarea didactică, metodică în regulă și avem o mulțime de standarde, dar și ghiduri elaborate de către minister în susținerea celor care prestează astfel de servicii pentru fiecare categorie de vârstă a copiilor. Iar cel mai important lucru atunci când vorbim despre... Și a doua etapă este ca deja să se decidă care opțiune este cel mai fezabilă pentru Republica Moldova, dar din punctul nostru de vedere a experților, pentru că aici la identificarea acestor patru opțiuni a fost implicată atât echipa CPD cât și experți externi în domeniul legal, educațional, sanitar și fiscal, în opinia noastră este că trebuie implementate toate patru opțiuni, pentru că fiecare opțiune targetează un anumit tip de întreprinderi sau un anumit sector de angajatori din mediul privat. Dacă noi alegem doar o opțiune, atunci opțiunea va targeta un număr îngust de angajatori care pot implementa această opțiune. Pentru că noi atunci când am identificat aceste opțiuni, am ținut cont, cum spuneam, de toate tipurile de întreprinderi pe care le avem în Republica Moldova și inclusiv de posibilitatea ca aceste servicii să fie create la nivel de, nu știu, ministere sau la nivel de funcționari publici. Și respectiv noi avem două etape. Prima, un proiect de lege cu reglementări generale și al doilea este un proiect de lege care să implementeze sau să ofere acel spațiu de a fi implementată orice opțiune, iar angajatorii să rămână doar să aleagă care din opțiune este cel mai fezabil. Dacă mai stăm la dubii pentru ce avem nevoie de servicii alternative de îngrijire a copilului, atunci am selectat câteva beneficii. În primul rând să știți că servicii alternative de îngrijire a copilului este în beneficiu nu doar angajatorilor, dar și a societății și a părinților și a copiilor. Dacă vorbim despre angajatori, este foarte clar că fortifică recrutarea, crește diversitatea și talentul, îmbunătățește reputația corporativă, reduce fluctuația cadrelor, sporește productivitatea și menținerea cadrelor. Da? Dacă vorbim despre societate, atunci știm foarte bine că Republica Moldova are cea mai mare resursă pe care o poate valorifica, este cea a potențialului uman și a capitalului uman. Atunci când noi susținem dezvoltarea și punem accent pe diversitatea umană și oferim condiții ca fiecare persoană să se poată dezvolta pe piața muncii și a-și face o carieră, atunci se îmbunătățește dezvoltarea socioeconomică. Dacă vorbim despre părinți, în primul rând, cu copii, atunci, desigur că crește nivelul egalității de gen în familie, îmbunătățește, și nu doar în familie, îmbunătățește integrarea în viața profesională a femeilor, îmbunătățește accesul la locuri de muncă mai bine plătite și nu în ultimul rând susține parentingul și bunăstarea psihică și fizică. Dacă să vorbim despre copii, studiile arată că copiii integrați în sistemul de educație timpurie cât mai devreme, cu cât se îmbunătățesc aspectele sociale, mentale, fizice, dezvoltarea emoțională, dar și se îmbunătățește pregătirea de școală și participarea în societate a copilor și se îmbunătățesc rezultatele în viața adultă. Antevorbitoarea mea a menționat un fapt, un factor foarte, foarte important este că
fără crearea unui regim fiscal prielnic și motivant pentru angajatori ca să creeze aceste servicii alternative, celelalte nu vor avea un impact scontanță, nu vor avea un impact bun. Pentru că noi înțelegem că angajatorii își doresc, din experiența noastră, din discuțiile noastre, să creeze astfel de servicii. Dar crearea acestor servicii presupune anumite costuri. Și pentru asta, cred că statul, atunci când nu poate asigura servicii de îngrijirea copilului, nici la nivel public, îndeosebi la nivel privat, ar trebui să vină cu anumite reglementări ca să susțină angajatorii să creeze ei aceste servicii. Cum și despre ce facilități fiscale vorbim, aici am să-i ofer cuvântul colegii mele, Veronica Vragale-Vasilețeanu, care consider este cea mai bună expertă pe acest domeniu și nu doar va face o scurtă introducere în sistemul fiscal, dar și va spune ce ar trebui să facă statul ca să motiveze angajatorii să creeze servicii alternative. Veronica, ai cuvântul, iar eu între timp am să moderez prezentarea și am să mut slide-urile atunci când îmi spui tu. Mulțumesc mult, Alina. Aș vrea să salut pe toți. Este greu să fiu ultimul vorbitor în cadrul unui ciclu de discuții, deci eu o să încerc să fiu pe cât o să pot de concisă. În primul rând, atunci când vorbim despre beneficiile serviciilor alternative, Alina le-a punctat foarte bine. Eu vin din mediul de afaceri, reprezint la moment o comunitate de afaceri, AMCEA Moldova, și respectiv am discutat destul de mult subiectul dat în cadrul comunității noastre. Eu aș puncta că principalul avantaj al unui angajator este aceea că persoana care pleacă și ar reveni mai curând având parte de aceste servicii alternative, necesită ca și investiție, din punct de vedere economic, o investiție netă inferioară celei pe care trebuie să o instruiești ca coadă de la început până la sfârșit, în cazul în care persoana respectivă, de exemplu, din anumite considerente, nu ar putea să revină sau ar reveni cu mult mai târziu decât ar trebui să fie în mod tradițional. Respectiv, atunci când vorbim despre stabilirea unor sisteme de facilități, trebuie să înțelegem că angajatorii și astăzi sunt angajatori care acordă anumite beneficii angajaților lor. Dar de ce noi știm despre foarte puține astfel de cazuri și de ce asta de fapt nu este foarte atractiv, este ceea ce trebuie să înțelegem. În primul rând, sistemul de stimulente care ar putea să apară, vorbim despre stimulente legate de deduceri a unor cheltuieli care sunt suportate de angajator, fie de non-impozitare a acestui beneficiu obținut de angajat. Alina, ai putea, te rog, să muți la următorul slide. Mulțumesc mult! Aici o să fac o foarte scurtă introducere, aceea că nimeni nu încurcă un angajator să facă investiții de așa gen în angajații săi. Doar că aceste investiții, cel mai probabil că ar putea să nu fie considerate deductibile. Ce ar însemna asta? Angajatorul, de fapt, suportă aceste cheltuieli, dar nu poate să și le deducă din veniturile înregistrate, respectiv achită pe valoarea acestora impozit pe profit. Totodată, orice beneficiu care îl primește un angajat de la angajatorul său, altul decât salariu, în anumite circunstanțe, nimerește sub noțiunea de facilitate acordată de patron. Iar facilitatea acordată de patron se impozitează și cu impozitul pe venit, și cu contribuții sociale, și cu primii medicale. Adică este un cost extrem de mare pentru angajator, dar și pentru angajat, pentru că fiecare din aceste beneficii ar urma asupra lor să fie aplicate impozite și taxe. Respectiv, atunci când vorbim despre anumit sistem de facilități, trebuie să ținem cont de aceste momente și să propunem, în baza celor mai bune practici, soluții pentru acele alternative despre care a vorbit Alina un pic mai devreme. Putem să mergem la următorul slide, te rog. Respectiv, o să trec foarte rapid principalele idei care sunt pe fiecare din opțiuni. Când vorbim despre crearea unui regim juridic fiscal special, avem experiența în Polonie sau Statelor Unite ale Americii, acolo unde înființarea unui centru de program parțial de activitate, în cazul în care, de exemplu, este prestat persoanelor eligibile în Austria, Germania, Franța, Polonia, sunt deductibile, în cazul Poloniei, de exemplu, sunt 100 de zloți pentru un copil pe an, 1000 de zloți pentru un copil pe an. În SUA, de asemenea, de la 10 la 25% din valoarea totală a cheltuielilor, dar nu mai mult de o anumită sumă pe an, $150.000 pe an.
Dacă este să vorbim despre crearea unui serviciu dedicat, este de asemenea experiența Austriei, Franței, Germaniei, unde se permite până la 1.000 de euro pe un copil să fie făcute astfel de cheltuieli pentru angajator, adică ele să fie deductibile. Din punct de vedere fiscal, fondarea unei persoane juridice noi are aceleași consecințe ca și prima opțiune. Înființarea unui centru program parțial de activitate, de ce? Nu o să mă opresc foarte mult aici. Aș merge mai departe la opțiunea 3, când vorbim despre alte modele care sunt aplicate, vorbim despre oferirea etichetelor de creșă sau finanțarea prin aplicarea modelului 1 plus 1. La oferirea etichetelor de creșă, după cum a spus Alina, este similar cu mecanismul care deja există în Republica Moldova, vorbim despre etichetele de masă. În România, de fapt, aceste etichete de creșă funcționează și ceea ce am propus noi în studiu este o apropiere a acelor valori și practici care există în România la realitățile Moldovei, în așa fel încât acestea să funcționeze și aici. De asemenea, finanțarea prin aplicarea modelului 1 plus 1, am adus mai multe exemple, SUA, Ungaria, Polonia, România, aș zice, de exemplu, despre SUA, este permis în limita unui salariu mediu, salariu minim pe economie. În SUA și în Polonia este același mecanism pe care l-am descris un pic mai devreme. În România este permis în limita 5% din cheltuielile salariale, cu condiția că respectivele cheltuieli sunt indicate în contractul colectiv de muncă. A patra opțiune este cea care ține de stabilirea parteneriatului public-privat. Aici ne-am inspirat din experiența Uzbekistanului, acolo unde mai mulți agenți economici au luat la întreținere, nu știu cum să zic altfel, grădinițe din zonele rurale, astfel încât au acoperit toate cheltuielile legate de reparație, de alimentarea copiilor de acolo. Și aceasta este văzut în baza legislației Uzbekistanului ca parteneriat public-privat și respectiv există un sistem de facilități foarte, eu aș zice, permisiv acolo. Aici o să îmi închei ceea ce vreau să vă zic despre partea fiscală cu o singură remarcă, este aceea că, spre deosebire de alte soluții care sunt propuse, sistemul sau oferirea unor facilități pentru sistemul de servicii alternative de îngrijire a copiilor este un win-win pentru toți, inclusiv pentru stat. Și nu doar din punct de vedere social, inclusiv din punct de vedere financiar. Deoarece în momentul în care tu permiți persoanelor fizice și persoanelor juridice să-și deducă o parte din venitul lor în sensul în care să poată beneficia de respectivele servicii, multe din serviciile asociate respectivului regim vor fi albite. Deci, în economie, multe din ele vor deveni din sure sau din gri în albe sau din negre în albe, ceea ce inevitabil va aduce mai multe venituri la buget. Respectiv, nu există o parte pierdantă în acordarea unei astfel de facilități și este exact mesajul care cred ar fi bine să-l audă toți cei care ar trebui să iau o decizie în acest sens. Mulțumesc frumos și sunt gata să discutăm oricare din aceste opțiuni. Mulțumesc! Dragă Veronica, dragă Alina, mulțumim frumos, stimate doamne, stimați domni, bună ziua! Vă mulțumim foarte mult pentru implicare, răbdare și dedicație de a continua în această sesiune, deși depășim agenda oarecum destul de mult, dar uitându-mă la oră și văzând numărul de participanți, înțeleg că acest dialog este unul foarte necesar și mai mult decât atât, observăm că în cadrul intervențiilor de astăzi, pe lângă bariere, probleme și necesități, au fost evidențiate un șir de propuneri și soluții și, de fapt, spre asta ne dorim să mergem mai departe. Sperăm că în această sesiune ce urmează scurt de întrebări și răspunsuri, fie să preluăm întrebările și să le notăm, fie să ne setăm pentru cel de-al doilea dialog elementele cheie pentru discuții targetate, așa cum a zis și domnul ministru și domnul Amber de la Ambasada Suediei, dar nu înainte de a îi oferi cuvântul doamnei Viorica Antonov, care este aici astăzi cu noi de la Consiliul Economic, cu care avem o cooperare foarte bună pe parcursul anului curent și în parteneriat cu care elaborăm foaie de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor în contextul Republicii Moldova. Vă rog, doamna Antonov, scurt. Nu vă auzim. Sper că
nu se aude nici acum. Poate până rezolvați dumneavoastră această problemă tehnică, încercăm să vedem dacă sunt și alte intervenții. La acest moment nu văd o mână ridicată, dar aș vrea să rug regia să ne pune pe ecran un infografic pe care l-am elaborat noi în baza studiului prezentat de doamna Liliana Balicovici, dar și în baza datelor antevorbitorilor. Acest infografic mă voi referi la câteva doar dintre elemente ca și highlight, pentru că pe parcursul zilei de astăzi cea mai mare parte a datelor a fost evidențiată. Să nu uităm că e cartul salarial sau diferența salarială este la nivel mediu 14,1, ceea ce în cifre absolute înseamnă 17.000 de lei, însă în domeniile unde avem aceste diferențe salariale ce ne depășesc 40%, ne dăm bine seama că este vorba de sume considerabile financiare pe care femeile le revendică. Un alt element extrem de important este această cifră de 35% în comparație cu 63% femei cuprinse cu vârsta între 20 și 49 de ani, cu copii între 0 și 6 ani, care sunt încadrate în câmpul muncii. Această cifră ne denotă exact și real situația în ceea ce privește condițiile de îngrijire. Un alt element esențial pe acest subiect este și faptul că femeile cu vârstă între 15 și 29 de ani, de circa 40% nu se regăsesc nici în educație, nici în angajare, nici într-un fel de instruire, în raport cu 21% de bărbați. Această vârstă este vârsta reproductivă, este vârsta în care femeile de regulă se presupune că sunt parte a sistemului de îngrijire a copiilor. Încă un element extrem de important și a fost evidențiat astăzi de doamna Liliana Palihovici este că 97% dintre femei au menționat că cauza lipsei de pe piața muncii, de fapt, sunt necesitățile de îngrijire a copiilor. De ce evidențiem aceste cifre? Pentru că ne dorim foarte, cifrele nu mint, statisticile sunt foarte vorbitoare și ne dorim ca în baza acestor statistici să intervenim exact cu măsuri de politici care să răspundă necesităților atât femeilor cât și bărbaților și astfel ca în context nu doar de criză, în context de dezvoltare economică echitabilă și prielnică în Republica Moldova, să avem posibilitate să integrăm egal și echitabil atât femeile cât și bărbații. Mai încercăm încă o dată cu doamna Antonov și invit și alți vorbitori să se conecteze. Eu nu vă aud, doamna Antonov, dacă colegele sau colegii e prezenți, probabil că nu. Vă rugăm să lăsați în scris dacă aveți o sugestie sau un comentariu. Vom fi foarte bucuroase să preluăm intervenția dumneavoastră. Este liniște. Această liniște înseamnă că fie avem multe de spus, fie prea multe de reflectat asupra la ce s-a discutat astăzi. Nu vreau să închei această discuție înainte de a menționa că astăzi în acest eveniment pe Zoom și nu doar, pe partea de online, am avut alături de noi Ministerul Muncii și Protecției Sociale în formulă deplină cu reprezentanți la nivel de șef de direcții responsabile de diversele elemente de politici, în frunte cu domnul ministru, așa cum a menționat. Avem ambasada Suediei, avem partenerii și experții noștri de la UNEC, avem alte ministere importante pentru acest dialog, Ministerul Educației, de exemplu, avem colegi din alte instituții publice și, desigur, societatea civilă care
este acea forță motrice care ne susține și ne ajută să contribuim prin parteneriatele pe care le avem spre îmbunătăți atât cadrul de politici, cât și eventualele acțiuni pe care le putem întreprinde împreună. Așa cum s-a menționat mai devreme, acest prim dialog va urma cu o serie de alte discuții foarte targetate, cu elemente foarte concrete. Vreau să invit colegele mele de la UNC pentru câteva elemente de concluzii, nu înainte de a menționa că noi am notat cele mai importante elemente despre care s-au discutat astăzi și le vom împărtăși tuturor celor care au participat împreună cu studiul și infograficul. Mulțumim! Malinka, if you are on. Thank you. Hello, can you hear me? Bună ziua, mă puteți auzi? Da. Vă mulțumesc mult. Aș vrea să mulțumesc mult organizatorilor, UN Women Moldova, la fel și partenerilor noștri și tuturor vorbitorilor și tuturor participanților care au ascultat această conversație puternică și eu nici nu voi încerca să fac un rezumat, să vin cu concluzii, pentru că, într-adevăr, a fost o discuție foarte abundentă. Așadar, începând de la primul mesaj de adresare din partea ministrului, toate intervențiile ulterioare au fost foarte concrete. Au fost discutate provocările care se ciocnește Moldova astăzi. După aceea am auzit recomandări și de dorința de a auzi mai multe recomandări care a fost exprimată de reprezentanții ambasadei Suediei. Dar ce aș vrea eu să recomand, că este că, într-adevăr, s-a vorbit mult despre ce ar trebui să fie făcut pe baza experienței și istoricului în perioada de pre-COVID, în timpul de COVID. Și noi știm multe despre ce trebuie să fie făcut. Și acum pasul următor este cum să facem. Multe din studiile care studiază situația de această de aproape un an și jumătate, biroul regional al UN Women pentru Europa Centrală și Europa și Asia Centrală, referă la toată regiunea. Și de aceea Silke a oferit exemple valabile pentru toată regiunea. Așadar, ce este important acum e cum să implementăm toate aceste recomandări și toate aceste experiențe valoroase, cum să le implementăm în acțiuni concrete. Și pentru asta am început elaborarea unor ghiduri, un ghid care va oferi țărilor pașii și acțiunile necesare care trebuie întreprinse în fiecare din domeniile de politici care sunt legate de economia politică pe larg și acele cinci domenii care au fost deja menționate. În timpul limitat pe care îl avem, nu voi mai spune nimic despre acești pași. Aș vrea doar să spun că noi finalizăm, suntem la etapa finală de elaborarea ghidului și vom fi bucuroși să mai avem ateliere de lucru care se refere la consolidarea capacităților. După cum a spus domnul ministru la începutul evenimentului, există o lipsă de capacități în cadrul autorității de elaborare de politici. Trebuie să mergem înainte, să consolidăm capacitățile pentru ca să vedem cum pot fi implementate recomandările și să proiectăm o astfel de politică. Fără detalii multe, adică bine, pentru că am putea vorbi foarte mult despre aceste studii care au fost elaborate și raportul de investiții, raporturile politici, care vin cu diferite seturi de recomandări, dar am să lăs tot astea pentru următorul atelier de lucru, unde vom avea mai mult timp la dispoziție ca să discutăm mai detaliat și să cooperăm ca să vedem cum factorii de politici, dar și organizațiile de societate civilă ar putea interveni în acest proces. Vă mulțumesc!
pentru această intervenție valoroasă, dar și pentru acest mesaj important în ceea ce privește ghidul. Este unul foarte așteptat. Vreau să menționez că colegele mele au, pe parcursul evenimentului, au trasat câteva elemente cheie în ceea ce privește concluziile și sugestiile pentru pașii următori. Am să o rog pe Tatiana să facă share pe ecran și am să-i ofer cuvântul doamnei Pascal, care solicită o intervenție. Doamna Lilia Pascal, șefa Direcției Oportunități Egale între Femei și Bărbați, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vă rugăm. Doamna Lilia, dacă ne auziți și intervenția mai rămâne valabilă, cu drag vă așteptăm. Se aude? Da, se aude. Nu vă vedem, dar se aude bine. Conectat și camera, ceva cred că e cu aspecte tehnice. În primul rând, bună ziua la toată lumea, la experților și participanților la acest eveniment. Eu am rămas foarte, foarte încântată de atât studiile, atât intervențiile care le-au avut fiecare expert separat. Într-adevăr, pentru contextul nostru național, acest eveniment și mai ales activitatea care a fost desfășurată prin studiile realizate este unul destul de important, major și necesar pentru ca să construim în continuare un fundament și să punem ca obiective sarcina de a asigura această egalitate de gen, nu numai de iure, dar și de fapt. De fapt, discuțiile de astăzi duc spre, pavează deci drumul spre egalitatea de fapt în Republica Moldova, care e, care din umbra cifrelor și a tuturor inegalităților care s-a constatat și la care s-a referit toți antevorbitorii, sigur că se vede în cap tuturorului și anumite sugestii și anumite căi și soluții de soluționare. Și în acest context eu vreau să spun că Ministerul deja s-a încadrat în această activitate prin prisma, eu aș spune așa, grupului creat pe dimensiunea discuțiilor vis-a-vis de serviciile alternative de îngrijire a copilului, dar subiectul de astăzi este unul mai larg și ne-a demonstrat încă o dată necesitatea implicării mai multor sectoare pe această dimensiune pentru a analiza și a identifica pașii ulterior pentru intervenții. La acest capitol aș spune și chiar eu consider că vom discuta în plan interior să lărgim grupul de lucru care este axat pe serviciul alternativ de îngrijire a copilului, ori să înființăm altul care ar discuta inclusiv aspectul în context mai larg subiectul egalității de gen cu privire la necesitățile de îngrijire și nu numai, dar și impactul dintre gender și economie prin prisma atât a conexiunilor dintre aceste trei sectoare, cât și necesitatea de a promova egalitatea de gen, mai ales după lecțiile învățate atât din cauza pandemiei COVID, dar și a inegalităților identificate prin studii. Deci mie mi se pare că în situația în care Moldova acum este în contextul conceptualizării unei noi intervenții politice pe dimensiunea egalității de gen, ar fi, după mine, ar fi foarte bine ca aceste trei domenii, cum ar fi protecția socială și nu numai, dar și educațională, genderul și economia, prin prisma conexiunilor care le are pe dimensiunea de gen, să se reflecte ca un obiectiv, ori ca un obiectiv specific al viitorului document de politică publică, pentru că am văzut că trebuie să muncim atât pe dimensiunea economică, dimensiunea fiscală, cât și dimensiunea educațională și de protecție socială și nu numai, dar am văzut că toate aceste inegalități care le-ați arătat în prezentări, inclusiv începând cu decalajul de salarizare, subreprezentarea femeilor în anumit domeniu, impactul asupra femeilor și activității sale în câmpul muncii, duc spre faptul că trebuie să conturăm anumite
intervenții de politică publică în acest sens, pentru ca să, în final, să asigurăm acest balans durabil pentru egalitatea de gen, atât în viața privată cât și în cea familială, a bărbatului și a femeii în societatea moldovenească. Încă o dată sunt să mulțumesc în numărul Guvernului Suediei și UNECE pentru acest eveniment. Pentru mine personal a fost un foarte, foarte informativ. A fost prezentările și mai ales studiile la care s-a referit experții. Asigur că sunt o sursă pentru care trebuie, probabil că colegii mei n-au intervenit, pentru că într-adevăr sunt foarte multe informații, trebuie regândite, analizate, ca ulterior să venim cu o poziție mult mai solidă și mai bine formulată pe dimensiunea respectivă. Asta țin să mulțumesc pentru acest eveniment și să asigur interesul pentru discuții și pentru subiectul dat atât din partea departamentului cât și a ministerului. Eu cred că colegii mei sunt de acord cu mine. Ulterior, chiar eu consider că ar trebui să discutăm toate aceste aspecte într-un grup mai restrâns dintre profesioniști și de ce nu să invităm și reprezentanți de la Ministerul Economiei, Ministerul Educației, în contextul Ministerului Finanțelor, în contextul discuțiilor mai aprofundate pe recomandările, sugestiile vis-a-vis de subiect. Eu vă mulțumesc. Stimată doamnă Lilia Pascal, vă mulțumim foarte mult pentru trasarea acestor concluzii foarte pertinente în ceea ce privește discuția de astăzi, dar și pentru sugestiile anunțate în ceea ce privește disponibilitatea continuării acestui dialog în context larg la nivel de administrație publică centrală și ministerie cu responsabilități cheie spre promovarea politicilor în acest domeniu. Vreau să încercăm încă o dată cu doamna Antonov. Sper să funcționeze. Doamna Antonov, de data aceasta nici nu vă vedem. Probabil că elementul tehnic nu a fost soluționat. În acest context, vreau să mulțumesc tuturor participanților și participantelor la acest eveniment important, care este unul foarte pertinent și necesar în contextul Republicii Moldova. Am observat cât de multe date ne relevă inegalitățile cu care se confruntă femeile în context de piața muncii, în context de îngrijire a copiilor, dar am observat și câte multe soluții pot fi găsite în timp real în ceea ce privește contextul exact național al Republicii Moldova. Așa cum a menționat și Malinca de la UNECE, de la Comisia Economică Europeană, suntem pentru Europa, suntem împreună să continuăm acest dialog, inclusiv cu elemente de dezvoltare a capacităților pentru actorii naționali, atât societatea civilă cât și ministerele. Vreau să mulțumesc doamnei Liliana Palihovici pentru elaborarea studiului în contextul Republicii Moldova. Vreau să mulțumesc expertelor care au intervenit astăzi, doamna Silke, doamna Sara, doamna Alina Andronache și doamna Veronica Sirețeanu, dar și în ultimul rând tuturor celor care ați fost astăzi pe fir și cu care sperăm să continuăm atât dialogul cât și intervențiile foarte concrete pentru a ne mișca un pic de la această etapă de dialog, de evaluarea necesităților pe intervenții și activități foarte concrete. Vă mulțumim tuturor și vă urăm o săptămână cu spor, sănătate și doar urări de bine.